Eu mă numesc Anatol Petrenco, sunt președintele Comisiei pentru, pentru susținerea tezei de doctorat și dați-mi voie să dau citire ordinului numărul 127 din 24 mai 2024 cu privire la aprobarea Comisiei de evaluare a și susținerea tezei de doctorat. În baza regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărâre de convier numărul 1007 din 10 decembrie 2014, publicat la 26 decembrie 2014 în monitor oficial 386-396, articolul 11.01, a aprobat componența Comisiei de Evaluare și Susținere Publică a tezei de doctorat în știință ale educației, a doamnei Tocarciuc, Alina, cu titlul Tradiție și inovație în arta textilor din Moldova, specialitatea 612.01, etnologie, conducător științific Conrad Valeriana, doctor facultat în istorie, profesor universitar, în următoarea componență. Petrenco Anatol, doctor facultat, profesor universitar, Universitatea Creangă, în calitate de președinte, Conrad Valeriana, doctor facultat, Academie de Științe din Moldova, conducător științific, Cojocaru Ludmila, conferențiar universitar, doctor, Muzeul Național de Istorie Moldovei din Chișinău, referent oficial, Bornicu Nicoleta, doctor, conferențiar universitar, Centru de Cercetări Științifice Tabor, Iași, România, referent oficial, s-a comunicat online, Miron Marina, doctor în istorie, Asociația de Dezvoltare a Turismului din Moldova, referent oficial, Șalina Firea, doctor, doctor habilitat, conferențiar universitar, de la USM, referent oficial. Semnează doamna rector, Alexandra Barbăneacă. Astfel, lasă-mi voi să începem, să deschid, să declar deschisă ședința de susținere a tezei și vreau să-i ofer cuvântul și să rog să treacă în revistă actele din dosarul pretendentei, cu toate ceea ce este acolo pregătit, doamnei Cojocaru Ludmila, secretarul Comisiei. Poftiți, doamne. Stimate domnule președinte, stimate doamnă conducător științific, onorată asistență, dosarul pentru teza de doctor semnată de doamna Alina Tocarciuc, Tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova, corespunde cerințelor în conformitate cu școala doctorală Istorie, Patrimoniu Cultural, Modernitate a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău și conține următoarele acte. 1. Acordul conducătorului de doctorat privind demararea procesului de susținere a tezei de doctorat, cerere semnată de studenta doctorandă înregistrată la școala doctorală Istorie, Patrimoniu Cultural, Modernitate privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către Comisia de Îndrumare, 3. Declarația semnată de candidat și de conducătorul științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională. 4. Referatul preliminar eliberat de școala doctorală privind îndeplinirea criteriilor legale și științifice pentru vedere redemarării procedurii de susținere a tezei de doctorat, tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova. Certificatul academic de realizare a programului de studii superioare de doctorat, ciclul 3, cu acumularea a 140 de credite. Referatul preliminar eliberat de școala doctorală privind îndeplinirea criteriilor legale și științifice pentru demararea procedurii de susținere a tezei de doctorat. Lista publicațiilor științifice, lucrărilor științifice la tema tezei a doamnei Alina Tocarciuc,
doctorand de la Școala Doctorală Istorie, Patrimoniu Cultural și Modernitate a Universității Pedagogice din Stat Ion Creangă din Chișinău. O parte din aceste lucrări le avem expuse în sala în care are loc susținerea la moment. Curriculum vitae au studenții doctorand în formatul corespunzător rigorilor formatului Europass. Confirmări de predare a tezei de doctorat la Biblioteca Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 11. Confirmări de expediere a rezumatului tezei prin scrisori cu aviz recomandat. Procesul verbal al ședinței de susținere a tezei în cadrul Comisiei de Îndrumare. Referatul conducătorului de doctorat și avizele membrilor Comisiei de Îndrumare. Toate le avem aici. Cererea conducătorului privind aprobarea componenței Comisiei de Susținere Publică. Ordinul rectorului privind aprobarea componenței Comisiei de Doctorat. Procesul verbal al ședinței consultative a membrilor Comisiei de Doctorat. Raportul de similitudini, așa, în urma examinării tezei prin programul antiplagiat. Rezoluția privind lipsa elementelor constitutive de plagiat. Următorul document, competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Avem avizele la rezumatul tezei. Deci lista avizelor asupra rezumatului tezei de doctorat Tradiții și Inovații în Arta Textilor din Moldova a doctorandei Ialina Tocarciuc conține 6 avize. Semnat, primul este semnat de Marius Adrian Nicoară, doctor în istorie, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință. Și lista este compusă din 6 avize. Și rezumatul propriu-zis al tezei de doctor, rezumatul în limba română și într-o limbă străină, în limba engleză. Stimate domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dosarului. Așa cum v-ați convins, dosarul este complet. Toate documentele necesare pentru a susține teza sunt în bună ordine. Și acum, în general, avem așa un scenariu care ne se recomandă de către organele superioare, ierarhii superioare, și în conformitate cu acest scenariu, ofer cuvântul candidatului la titlul științific pentru a prezenta, aici se recomandă 20-30 de minute, rezultatele relevante din conținutul tezei. Bună ziua, mulțumesc, stimatul președinte al Comisiei de Primării, stimați membrii Comisiei, noi și toți cei prezenți, permiteți-mi să vă expun succint rezultatul activității mele de 8 ani în cadrul școlii doctorale. Astăzi, 27 iunie, este marcant, deoarece în această zi, parcursul istoriei în Moldovei s-a modificat crucial și în numele teritorial, dar și de bun de vedere al identității. În cultură nimic nu trebuie pierdut. Totul trebuie transmis și renumit. Și dacă este despre cultură, indiferent de context, este ceea ce definește și culturează identitatea noastră. La momentul actual suntem influențați de procese de globalizare și urbanizare și textilele ca parte a culturii relatează despre esența timpului, despre metamorfozele din societate. Originalitatea exprimării unei comunități prin intermediul textilelor permite ca ecologia, ca una din științele fundamentale de studiu, să identifice și să orienteze către domeniul, să fie abordat din mai multe aspecte, în special istoric, sociologic, artistic și ecologic.
ca parte componentă a patrimoniului modului în orientarea sa pe parcursul său european. Țesutul tradițional, alături de curderea artistică și alte tehnici ale artei textile, au fost și rămân prin cele mai expresive meșteșuri practicate în spațiul Republicii Moldova. Și prin valoarea sa practică, estetică și simbolică, piesele de artă textile dețin un rol marcant în comunicare socială și în afirmarea și promovarea identității culturale. În strategia națională, da, de dezvoltare a Moldovei Europeană 2030, este stipulat că activitatea meșterilor populare ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea afacerilor în domeniul culturii. Venind din alt domeniu, tema studiată relevă importanța din prisma posibilității valorificării și implementării rezultatelor în practică. Trei factori decisivi și motivaționali au determinat parcursul studiului acestui teze. Primul, renașterea specificului național este necesară pentru eliminarea caracterului șablonar și impersonal al textilor produse în condițiile industriale. În mod special, situația este valabilă pentru Republica Moldova, unde producerea de textile este slab dezvoltată și deseori produsele textile importate posedă conținuturi estetice ale altor culturi. Totodată, consemnăm că industria confecțiilor din Republica Moldova este una din cele mai dezvoltate și poate servi o platformă bună pentru evidențierea identității culturale, vestimentare, bazate pe tradiții. În așa fel, sunt foarte actuale problemele păstrării și dezvoltării tradițiilor instrumentare și textilor de unicat, specifice unor regiuni sau etnii. Poluarea mediului, al doilea factor, declanșată de creșterea populației și ca rezultat creșterea deșeului. Din punct de vedere protecției mediului, textilele tradiționale sunt un exemplu dat de urmă. La etapă actuală, foarte multă populație este orientată spre materiale ecologice pure și abordarea textilor tradiționale din punct de vedere ca origine și tehnologie eco deschide posibilități mai largi de promovare a textilor tradiționale din Republica Moldova. Al treilea, principiul designului ecologic ca corespund principiilor de producere a textilor. Se referă la materie primă naturală, procesul de producere ecologic și comportarea post-folosire. Al treilea factor este diminuarea valorii bunurilor de consum. Deseori, estimate ca fiind de o singură folosință. Ceea ce este determinat de necesitatea supramării cererii pentru producerea industrială. Astfel, vedem că se declanșează o stare de consum continuu numită consumerism. Ceea ce este în contrazicerea valorizării vestimentațiilor și textilor creat în mâini, după exemplu tradițional. Astfel, apare necesitatea orientării spre reeducarea înțelegerii valorilor bunurilor de consum prin utilizarea multiplă textilor și prin aprecierea acestora ca obiecte de artă și unicat. Studiul a început cu analiza bibliografiei, diferențind cronologic în etapele prezentate. Analiza amplă a bibliografiei latină a constatat prezența mai multor publicații despre textile, preponderent covoare, scoarțe, pe când aspectul multilateral al tradițiilor și inovațiilor în creație populară în domeniul textil a fost în mare parte umplit, făcând actuală și necesară această teză. Suportul teoretico-metodologic al tezei este oferit de lucrările de sinteză și cele teoretice elaborate de cercetătorii naturii de pe ambele mame ale culturii. Un îndemn special pentru abordarea complexă a acestei teme a pornit de la studiul literaturii de specialitate și, în primul rând, articolul Tatiana Nicieva, Tradițiile și inovațiile despre tapiserie Silvia Brânceanu, studiul doamnei Sofie Bobernaga despre povarea realizată de artistul plastic Maria Sacarășiva, Tradiții și inovații în arta decorativă aplicată, și articolul doamnei Ana Simac despre tradiții și modernitate în creația Mariei Sacarășiva. Analiza publicațiilor accesibile ne aduce spre constatarea că, la etapa actuală, în istoriografie națională nu există un studiu care ar integra plenar valoarea tradițiilor și ponderea inovațiilor în arta textilă. Din aceste considerente, teza de față este o lucrare de pionier în care am înregistrat
Am integrat tradițiile și inovațiile în alte chestii. Metodologia cercetării a implicat aplicarea metodelor de cercetare specifice domeniul socio-umanistic, cumulate cu metodologie de cercetare din domeniul artelor vizuale. O atenție specială a fost rezervată intervievării respondenților în timpul vizitelor de documentare în mai multe localități, algoritmul discuției fiind axat pe întrebări-răspunsuri ale intervievătorilor. Punerea informatorilor este esențială cu privire la tehnica de lucru, materie primă și procedee tehnologice. În baza cercetărilor de teren s-au identificat piese fabricate cu abordare tehnică și decorativă în statele românești, ucrainene, polonize, ruse, găgăuze, bulgare și statele mixte. Colecțiile muzeelor locale și naționale, schițele și fotografiile de echipă, completate de rezultatele expedițiilor de teren, privind realizarea unei viziuni de ansamblu asupra promovării tradițiilor și identificarea inovațiilor în artă chestie. Limitele cronologice includ perioada de la începutul secolului al XX-lea până la începutul secolului XX-lea, astfel fiind integrate în arealul de cercetare schimbările ce au survenit în domeniul textil la nivel de tradiție și inovații pe durata unui secol. Iar cadrul geografic se raportează la spațiul cultural al Republicii Moldova, incluzând localitățile rurale și urbane, precum și unele rănane din standard instrument. Scopul tezii constă în determinarea, examinarea și sistematizarea multiaspectuală a textilelor tradiționale din spațiul Republicii Moldova, în vederea integrării în sfera culturală contemporană prin inovații, reconstrucții și propuneri de valorificare multidisciplinară. Astfel, urmând unul din obiectivele de a identifica ansamblurile textilelor și clasificarea pieselor în funcție de materie primă și destinație, cu elucidarea aspectelor de studiere ale textilelor printr-o perspectivă modernă. De asemenea, a fost realizată tipologia complexă a textilelor conform particularităților igienice, sustenabilitate, funcționalitate, durabilitate, aspecte estetice. Având în vedere utilizarea și simbolismul pieselor confecționate, am precizat reperturile țesăturilor destinate în potrivire interiorului urmății, țesăturile de gospodărie, țesăturile utilizate în loc de transportare sau păstrare în produs. S-a precizat reperturiul pieselor de ocazii care cuprind textilele create în timp de trecere în viața omului, riturile de trecere în viața omului. Nașterea, botez, cântic, logodna, nuntă, înmormântare sau alte ocazii sporadice. Textilii de ceremonial determinau valoarea materială a riturilor religioase și creștine și tradițiile principale orientate din viața omului. În loc aparte, am rezervat descrierii și clasificări motivelor ornamentale folosite pentru decorul textilor în concordanță cu semnificația și funcționalitatea acestor. S-au identificat piese textile tradiționale din punct de vedere etimologic, cu descriere și mostre reprezentative. Constatăm generic că tipologia pieselor textile tradiționale este condiționată de factorul spiritual, estetic, tehnic, social, economic. Dacă analizăm importanța textilor în limitele cronologice propuse, observăm că modificările politice economice au afectat valoarea artistică și culturală a acestora. În următorul mod, la începutul secolului 20, textilele industriale sunt în uz, substituind neesențial cel tradițional. Spre mijlocul secolului 20, textilele fabricare tot mai mult intră în uz, dar totuși textilele tradiționale predomină. Situația se modifică în următoarea perioadă, când fabricarea textilor crește, textile tradiționale aproape nu scad, dar importanța lor se diminuează, ceea ce determină o pierdere din funcționalitate și identitate la următoarea perioadă. Spre sfârșitul secolului 20, interesul către textile tradiționale crește, se condurează specificul autentic, însă frecvența de aplicare în uz este mică. Se observă reîntoarcerea la valorile autentice în cadrul ceremonialelor, în special în țară.
Următorul obiectiv urmărea stabilirea rolului atelierilor, mănăstirilor, centrelor de artezanat, în vederea păstrării și promovării artei textile. Cele mai relevante centre de artezanat în care se poate de urmărit integral procesul de la fibra la covor este Arta Rustică din Clișova Nova Răuna Orhei, coordonat de Ecaterina Dobrescu, și Centrul Casa Părintească din satul Palan, Răunul Bălăraș, creat și coordonat de Tatiana Bogă. S-au identificat și urmărit centre de artezanat specializate în Institutul Covarelor, broderie artistică, religioasă și laică, din cadrul schiturilor și mănăstirilor din Măci, din Republica Moldova. Piesele textile ocupă un loc separat în patrimoniul mănăstirilor și bisericii. Broderia, floșetarea, alesul covarelor, confecționarea veșmintelor au fost de una prerogativă a călugărițelor de la mănăstirea Hâncu, Răciua, Tabăra, Călărășelca, Vârzărești, Hirva și altele. În schiturile și mănăstirile din Măici au fost concentrate cele mai valoroase și cunoscute ateliere de confecționare ale veșmintelor și covarelor, ateliere de țesătorie și croșetărie. Activitățile meșteșugărești și artici în cadrul comunităților monahale au fost favorizate de statutul trai de sine al Lucașului Sfinte. Odată cu lichidarea comunităților monastice în perioada sovietică, în primele decenii post-bilice, piesele de valoare din patrimoniul mănăstirilor și bisericilor celor închise au fost sequestrate, inclusiv covarele tradiționale moldovenești și veșmintele de preț, un alt apreciat de antipari, curații, frumusețe și calități. Dosarele de arhivă consultate au permis identificarea mai multor altăuri, ateliere și fabrici de producere a textilelor, covarelor, în a doua jumătate a secolului 20. Fapt ce extind substanțial cunoștințele cu privire la sectorul de stat și producerea industrială a textilelor, a covarelor, inspirate din simbolica și ornamentică țesăturilor populare moldovenești. În primele decenii post-bilice, în localitățile din Resiseni, au fost deschise arteuri specializate în producerea țesăturii, producerea artistică a covarelor. După 1960, începe procesul de unificare a arteurilor prin ateliere mari și fabrici de textile, cu acovare de confecție, în care are loc producerea industrială a textilor, care cedează față de cele produse artistic sau artizanal. Cu referire la această perioadă, s-a identificat că modelele produse pentru export erau lucrate după schițele unor artiști plastici care elaborau schițe, folosind ca sursă de inspirație piesele autentice de colecție muzeale. S-a determinat că artiștii plastici au realizat numeroase schițe de covoare care au fost folosite în calitate de modele etalon pentru producerea industrială în sectorul dat. De către plasticienii Sergei Ciocol, Iacob Costolati, Valentina Niceaiva, Valentina Chifescu-Poliacova, Pavel Răspăiasnă, precum și pictorii de la fabricile de covoare, Asociația Meșterilor Covoare Artizană, Sergei Biru, Natalia Antonova, Nelly Sirova, Andrei Popci, Elena Costolati și altele. Un loc aparte în dezvoltarea și afirmarea artei textile și promovarea tradițiilor și identificarea inovațiilor în domeniu, la obicei continuă să dețină tapiserii profesioniști Maria Sakharicheva, Lidia Cipan-Voico, Elena Rutaru, Silvia Vrânceanu, Andrei Nebura, Maria Coțofanu, Camila Golovinu, lucrările cărora ocupă un loc de frunte în arta textilă națională și în arta decorativă a Republicii. Perioada contemporană denotă trăsături abstracționiste în expresie art-textile, întâmplând motivele tradiționale, autentice, în diverse tehnici. De-a remarcat autori, Ludmila Gulseev, Ecaterina Aștel, Ala Bucureancă, Irina Săvinskaya-Baralina. Tehnologia actuală, în contextul cultural, posedă o funcție prioritară de păstrare și transmitere a moștenirii naționale. Studiul complex al textilelor tradiționale și experiența personală în domeniul designului textil a determinat necesitatea sistematizării tehnicilor de lucru și de depărare tradiționale versus inovaționale. S-a propus clasificarea tehnicilor textile în funcție de complexitatea intervențiilor, fie în structura textilă, fie doar pe suprafața acestea, în mod experimental în activitățile din stabilire a studenților și aplicații practice s-a demonstrat că astfel de clasificare permite asimilarea accesibilă și clară a tehnicilor, precum și aplicarea coerentă în bazul tehnicilor miste. Suprafețele textile pot fi decorate prin aplicarea diverselor cusături, broderie, da, diferite pași, materiale prin aplicație sau coloranți
prin intermediul, în cazul imprimării. Fiecare, sigur că din aceste grupuri posedă variații în funcție de material și procedură de aplicare. Grupul tehnicilor de modelare a textilului presupune redarea reliefului prin diverse manipulări textile, precum pliere, în cazul origami al doilor sau aplicarea și fixarea prin cusătură a stratului termoizolant, în cazul încasării. Grupul tehnicilor de creare a suprafețelor textile se analizează cel mai mult, se alinează cel mai mult, de tehnicile tradiționale, precum țesutul, tricotarea, crocetarea, încăsirea, au evoluat de la tehnologiile tradiționale, utilizate deja de secole. Sistematizarea dată include exemple moderne pentru a reflecta aspectul inovativ. Cunoașterea specificului sistemic al designului textil, raportarea soluțiilor artistice și a realizărilor tehnicilor la tradiția autohtonă va contribui atât la promovarea valorilor culturii imperiale, cât și la cultivarea atitudine respectuoase față de tradiții, identitatea a noilor generații. Următorul obiectiv prefează subiectul cu referire la textile tradiționale, pornind, propunând modalitățile de valorificare acestora. Generic, valorificarea reflectă influența tradițiilor asupra formării identității culturale a poporului în contextul conceptelor stilistice actuale. Astăzi, valorificarea textilor și portului tradițional ca o formă de exprimare, materială a culturii este trecută prin prisma artelor vizuale, iar elementul esențial al acestor este compoziția. Prin cunoașterea legilor, principiilor și mijloacelor compoziționale, prin operarea lor obiectivă, se atinge armonia formei și a conținutului. Spre exemplu, particularitățile portului tradițional ce pot fi analizate și transpuse în soluțiile actualizate sunt forma, trapezul ovalul dreptunghi, proporționarea, simplă, având utilizarea formei la nivelul talii, orientarea lineară, de cele mai multe ori, adică transversală, și simetria formei și a conținutului acestea. Sau elementele fundamentale ale compoziției decorative, specifice textilele tradiționale, motive reticulare, posedă forme simple precum chenarul și priza. Următorul obiectiv relevează subiectul cu referire la textile tradiționale, propunând modalitățile de valorificare a acestora. Principiile valorificării sunt conturate de aspectele compoziționale, precum forma, structura compozițională, motivul, ornamental, scara, ritmarea, culoarea. Și aspectele tehnice, precum materia primă, tehnologie de producere, colorant și tehnologie de vopsire și tehnica de decorare. Din experiența în domeniul designului textil și vestimentar, frecvent suntem martori unor dezbateri privind autenticitatea creațiilor. În scopul evidențierii gradului de autenticitate ale creațiilor actuale, axate pe tradiții, s-a propus și s-a aplicat aceste patru principii fundamentale. Principiul reconstrucției reprezintă acțiunea de a reconstrui, reface. Reconstrucția are propriile sale caracteristici, în primul rând, ce ține de materie primă, care trebuie să fie naturală. Metoda presupune crearea textilului prin copierea și imitarea, păstrând toate calitățile inițiale, materie primă, tehnologiile de producere, tehnicile de prelucrare, motivele ornamentale, structurile compoziționale. Este ceea ce se numește autentic și este binevenită în scopuri demonstrative de studii și de cercetare în spațiul muzeului. Cel mai relevant exemplu de reconstrucție este în activitatea meșterilor populari, în țesutul covarilor, după modele de covare vechi, de lână naturală, vopsită cu coloranți naturali și țesute la război conform tehnologiilor tradiționale. Principiul citării prevalează în soluțiile tradiționale textile și vestimentare de la hotarul secolului 20 și 21. Citarea păstrează, reproduce în tocmai, mijloacele artistice și compoziționale tradiționale, dar se abate la aspectele tehnice și tehnologice de realizare. Ca exemplu, servesc iile tradiționale, realizate din materiale textile care există astăzi, dar redau cu exactitate croiala, schemele de asamblare, ornamentelor și însăși ornamentul cu toate particularitățile specifice. Principiul interpretării reprezintă un mod personal, o manieră proprie cu care un artist interpretează o operă. Interpretarea oferă oportunități mai largi,
artiștilor și designerilor. Această metodă permite modificarea formei produselor și stile, scalarea motivelor ornamentale, formarea compozițiilor metrice și ritmice mai complexe, introducerea soluțiilor cromatice noi, abaterea de la aspectele tehnice în materie primă, proială și tehnice de realizare, ci ține de structurile compoziționale și motivele ornamentale. Acestea rămân tradiționale. Aplicarea principiului necesită nu doar cunoștințe din domeniul tradițiilor textile, dar și competențe în domeniul artelor și designului. Un exemplu de interpretare a bordului tradițional. Principiul stilizării este similar interpretării, dar în ceea ce privește structurile compozionale, este fundamental fie. Structurile compozionale sunt supuse modificărilor, în special prin dezvoltarea caracterului simetric, ceea ce este caracteristica articulare la cel asimetric și dinamic, care sporește expresivitatea. Stilizarea denotă o formă de autoexprimare a designului. Sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21 reprezintă o perioadă cu atitudine democratică și avansată în vederea colectării, studierii și promovării culturii, valorilor tradiționale. Impactul considerabil în acest sens denotă experiența instituțiilor superioare de învățământ datorată condițiilor creative a personalului calificativ de artiști plastici, profesioniști în domeniul designului. Dar și a studenților, care prin creațiile sale au pus o bază solidă pentru formarea și dezvoltarea designului standard și textil. În mod generic, cei care sunt implicați în activitățile de digitalizare și valorificare a tradițiilor textile din Republica Moldova, vor fi împărțiți în aceste grupuri. Artiști amatori, meșteri populari și artiști profesioniști și designeri. Un exemplu poate servi brandul Casa Cristi, care este axat pe valorificarea tradițiilor textile, privind ei autentice și interpretate. Creația designului stimitar Valentina Vitrașcu reprezintă valorificarea prin interpretare și stilizare. Proiectele ce urmează deslușesc obiectivele noastre care, din ultimii ani, de a reminti tinerilor generații despre identitatea noastră și de a inspira pentru noi creații. În mare parte sunt axate pe stilizare și interpretare. Exemplu, modelul de stimitar axat pe valorificarea motivului orei, tehnica de lucru în pădurii în cruci. Sau modelul de stimitar în care regăsim motivul floral, tehnica de realizare de scrie muscată și pădurii. Sau motivul spicului, combinat frumos și încadrat în modelul de stimitar prin tehnica de scrie muscată. Același motiv îl regăsim și în următorul motiv, realizat prin tehnica măsării mecanice. Motivul trandafirului, foarte frecvent interpretat și stilizat de creatori în modelul ce urmează, realizat prin tehnica broderiei mecanice. Valorificarea motivului ornamental din suman, piesa vestimentară tradițională, regăsim în următorul motiv, realizat prin tehnica aplicației. Același suman este redat în același suman este interpretat în următorul model prin tehnica broderiei mecanică pe plan. Cu jocul, piesa vestimentară tradițională este valorificată în următoarea lucrare artistică. Aici textilul este țesut firele vopsite după metoda tradițională. Urmarea aspectului ecologic din tradiția seculară se regăsește în proiectele sustenabile coordonate de autor, precum colecționată, este realizată din același material textil, vopsit și utilizat fără deșeuri, accentuând necesitatea reducerii deșeurilor pentru tot ce concept, realizare, producere și post-utilizare. Următoarea colecție realizată de Caraușana, utilizarea tehnicilor de decolorare a deninului, tricotarea la mașină de tricotat și îmbinarea prin lipire a straturilor de materiale denotă o soluție creativă în aspecte reciclare textilică. Următorul proiect, realizat de Dimineața Mihaela, de asemenea se afiliază din acea de sustenabilitate. Resturile industriale de material au fost inițial albe, iar modalitatea de vopsire a lor este inedită și ecologică. Vopsirea a fost realizată aplicând rugina metalică, atât prin înmuierea întregului textil, cât și prin pigmentarea, înfășurarea elementelor decorative, abonamentele. Astfel, în perioada 2007-2023, am întrebat circa 343 de mobile de
deci obiecte textile, fixate de valorificare textile. Analizând principiile de valorificare aplicate, concluzionăm că cel mai frecvent tinerii se regăsesc în creații prin stilizare, 156 de modele, urmează cu diferența mică cei care interpretează, 149 de modele, iar cei mai puțin sunt cei care valorifică prin citare, 24 și reconstrucție, 4 modele de stilizare. Chiar dacă gradul de autenticitate este destul de mic, astfel de sarcini sunt foarte importante pentru a asigura continuitatea tradiției. Să dau și toate darurile cele mai importante concluzii. Urmarea examinării materialului documentar și plastic, acumulat cu referire la actă textilă, am ajuns la următoarele concluzii definitori. Analiza surselor bibliografice, a studiilor precedente, denotă un interes persistent pentru produsele textile tradiționale, inclusiv și pentru soluții de design textil contemporan. Un aspect lăsat în afara atenției specialiștilor și care se propune pentru studiu sunt modalitățile tradiționale de întreținere și utilizare a textilelor, conform tradițiilor și obișnuinților strămoșești. Ceea ce ar facilita dezvoltarea direcției ecologice în producere și utilizare durabilă a textilelor actuale și ar promova în rândul generațiilor un consum adecvat cu un exemplu tradițional. Studiul de față arată că textile tradiționale mai vechi, începând cu secolul 20, până la mijlocul secolului 20, comportă diferențe mai pronunțate din punct de vedere geografic. Se păstrează specificul local, iar textilele analizate de după a doua jumătate a secolului 20 posedă mai multe asemănări de localitate la altă. Cercetările noastre au condus spre identificarea mai multor ateliere în care au fost prelucrate textilele. A fost determinată rolul incontestabil a mănăstirilor de călugărițe în păstrarea și promovarea artei textile. S-a constatat că influența industriei asupra producției textile tradiționale pe parcursul secolului 20 posedă evoluții progresivă și regresivă. Din aspectele regresive se poate evidenția scăderea numărului meșterilor în gust profilat, utilizarea toleranțelor chimice, devalorizarea prin mărirea din cele progresive, cele mai evidențiate, este aspectul valorificării textilului, designul textilului actual, dezvoltarea tapiseriei de la mijlocul secolului 20, ca o ramură a tesutului tradițional, specifică și importantă în arta textilului din Camaldon. Studiul a demonstrat că la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21, odată cu restabilirea interesului public pentru patrimoniul cultural material, textile tradiționale devin o inestimabilă sursă pentru noi educații. În practica modernă de design, bazată pe valorificarea textilelor tradiționale, pot fi urmărite două tendințe principale. Prima, înțelegerea și promovarea tradițiilor, ca valoare inviolabilă, accentuând, păstrând și conservând autenticitatea. Și a doua, tratarea acestei tradiții ca sursă pentru actualizarea limbajului artistic, materie pentru dezvoltarea creativă ulterioară. Ca finalitate, am soluționat ipoteza de cercetare înaintată. Cercetarea noastră fiind taxată pe necesitatea de reactualizare și valorificare multe aspectuală a tradițiilor în domeniul artei textile, în raport cu evoluția tehnologiei și artelor decorative aplicate. Pe baza analizei experienței tradiționale și cele moderne au fost definite următoarele recomandări pentru dezvoltarea soluțiilor artei textile contemporane cu inspirație tradițională. Pe plan teoretic, în domeniul științific, este necesară continuarea cercetărilor în domeniul artei textile a tradițiilor versus inovații. Realizarea cercetărilor multidisciplinare în domeniul artelor populare cu implicarea specialiștilor din domenii adiacente și strânsă colaborarea între mediul științific, academic, muzee, agenție pentru valorizarea artei textile din Moldova. În cazul acestor instituții este iminentă implicarea
preocupare și realizarea unui plan de perspectivă pentru revenirea la expediție de teren. Pentru Ministerul Culturii este binevenită examinarea posibilităților de a include piesele textile autentice pe lângă Registrul Patrimoniului Cultural Național Mediu, un alt registru european cu ulterioară completare, care pot fi integrate în circuitul internațional, în spațiul european cultural și cel științific. Pentru instituțiile de învățământ universitar sunt necesare realizarea unor studii de specialitate în domeniul etnologiei, în vederea păstrării, conservării și promovării tradițiilor autentice, implicit cele din sfera artei textile. În plan aplicativ, se recomandă utilizarea informațiilor concentrate în paginile tezei, la elaborarea fișelor de curs, la instituții de învățământ specializate, introducerea în practică la centrele de excelență, centrele meșteșugărești și alte, pentru a pune în valoare tradițiile și a fi la curent cu inovațiile în domeniu. Valorificarea nu este un aspect al naționalizării, sau globalizării, ci este o necesitate de a ne autoafirma ca etnie, indiferent de gradul de autenticitate găsit în creația actuală. Reîntoarcerea la vechile valori este căutarea unui nou conținut, a unui valor pierdut, fără pierdere în progresul obținut deja. Atât. Mulțumim. Da, un moment, mai vreau să mulțumesc doamnei Conradu că i-a... Stați, eu n-aș fi mulțumit la voi. Așa, mai și cu prieteni. Atât. Stimați membrii acestei ședințe. Acum, întrebări. Cine vrea să clarifice niște detalii, vrea să, eu știu, să detalieze ceva. Poftim, puneți întrebări. Și referențe pot spune întrebări și cei prezenți în sală pot spune întrebări. Ascultați-i bine, spuneți întrebări, pentru că noi aici la noi se înregistrează și așa presupun protocolul. Întrebare, două, trebuie pentru proces verbal, altfel nu se poate. Doamna secretar, ce spuneți? Ia, luați exemplu de la doamna secretar. Mulțumesc frumos. Așa, mătați-o și o să răspundeți. Stimată și dragă doamna Alina Tocarciuc, felicitări pentru această prezentare, pentru această lucrare de pionierat realizată de noastră sub coordonarea stimatei doamne publicator științific Ileana Conradicova. Ați demonstrat, elaborat și punctual în studiul dumneavoastră că la finele secolului 20, început de secolul 21, odată cu restabilirea interesului public pentru patrimoniul cultural material, textilele tradiționale devin o inestimabilă sursă pentru noile creații. Vă rog să reflectați, să punctați, așa, în măsura posibilităților, care sunt tendințele principale atestate în practica modernă de design bazată pe valorificarea textilelor tradiționale. Deși în prezentarea dumneavoastră ați menționat, dacă ați avea experiență de data. Exact. Mulțumesc, domnule și mulțumesc. În primul rând, am axat și am orientat după tendința medială spre eco-design. Fiindcă în tradițiile noastre textilele regăsim foarte multe exemple de urmat în acest sens. Deci textilele sunt absolut naturale, sunt prelucrate, utilizând coloranți, cazul popsilii sau instrumente utilaje extensive care sunt apeluri ecologic pure, materie prim. Deci al doilea aspect ar fi comportare cu post-folosirea acestor textile, dar care ușor se absorbă în ecosisteme, da? Și, după cum ați văzut și în exemplu, întotdeauna încercăm să orientăm spre ținuștri de aceste tendințe moderne. Plus, la toate, tendința de a fi autentic, de a se identifica prin elementele specifice, fie etnii, dacă nu aș vrea că despre cum e fie, în cazul alteții am văzut, ne referim la regiune, da? Mulțumesc, dacă sunt alte întrebări, poftiți. Doamna Alina Corciuc, vă felicit pentru toate rezultatele obținute în urmare cercetările pe care le-ați realizat în etapele precedente. Am observat că în capitolul 3, în special, și 4 sunt valoroase din punct de vedere practic. Mă opresc asupra capitolul 3, unde ați analizat foarte multe informații și din arhive și în baza cercetărilor proprie pe teren.
Ați lucrat cu centre de creație, ați lucrat cu materiale despre mănăstiri ca centre de tapiserii în perioadele anterioare, dar ați analizat și colecțiile unor muzee, precum locale, atât și regionale. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați observat în colecțiile muzeale cât de bine sau cât de accentuat este subiectul autenticității acelor exponate textile care sunt păstrate în colecțiile muzeale. Și să ne aduceți exemple acelor muzee care, după opinia dumneavoastră, au fost cel mai aproape de autenticitatea zonei, nu știu, nord, centru, sud. Dacă ați observat acest lucru. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, ce ține de analiza colecțiilor muzeale, deci am observat și facem discursul nostru. Deci, toate textile care țin de perioada începutul secolului 20, începutul secolului 20, nu diferențiază mult de la o localitate în altă. Chiar fiecare sat, fiecare meșteriță, da, are aspectul sale în care o identifică. Dacă analizăm textile de după a doua jumătate secolului 20, aici regăsim o repetare, da, mai multe dată și de o localitate la altă. Ce ține de colecțiile muzeale care m-au, așa m-au impresionat cel mai mult, ce am avut ocazia să analizez colecția de arhivă Muzeului Etnografic Moscova, un Nicolae Mulav, atunci am primit un acces deschis la toate textilele, foarte multe popovare, sparte, care încă nu au fost, de fapt, înregistrate în catalogi. Și această colecție m-a impresionat foarte mult. Deci, într-adevăr, o colecție extensă care nu a fost expusă de fapt. Alt exemplu pot servi, poate nu se referă direct la textile, fiindcă au fost mai mult o colecție de hii tradiționale, de peste 80 de hii tradiționale, în muzeul de Longin. La fel a fost colecție atunci, la un moment, când a fost în 21, era în arhivă și doamna ne-a prezentat, pentru că am avut ocazie să studiem și să analizăm aceste măscri. Cred că ar fi potrivit, eu știu, în continuare, dacă veți rămâne pe acest subiect, pe această linie de cercetare, se recomandă, eu știu, acestor muzee ca să facă, eu știu, expoziții dedicate, pentru că, având experiența și proprie de lucru cu muzeele, în cele mai deste cazuri, textilele este parte importantă, dar nu cea mai mare, să zicem asta, așa de valoare în colecțiile. Și atunci, eu știu, recomandarea generală, eu știu, de a pune accent pe valoarea textilelor, fiindcă foarte mult s-au pierdut. Chiar din propria experiență, multe muzee locale, în special, dacă ne referim la textile, din anul 60-70 îmi place. Formulați o întrebare, nu trebuie să stați să o întrebare. Este întrebare, puneți-o și gata. Pe urmă, să fie intrus pe după comentarii. Uitați întrebarea mea. Dumneavoastră a cercetat literatura și a fost în atelier cu meșterițele astea. Spuneți-mi, rog, atunci când ți se întoarcă unui popor, la cine nu renunță categoric? La cine nu vor să renunțe? Pentru că asta înseamnă tradiție, să rămână la unul dintre aceleași principii de ale lor care să le păstreze și să transforme în tradiție. La cine nu vor să renunțe categoric? Nu, în primul rând, mulțumesc pentru întrebare. Deci, în primul rând, pe mine, așa cum am observat eu din caracterul, da, autentic a meșterițelor, care nu prea permite așa acest studiu la un război de țesut, ci ține de tehnologie. Deci, tehnologia de realizare este, în primul rând, foarte bine pusă la punct și urmată, da? Deja, ce ține de materie primă, neapărat, adică conform muzeului, să fie aleasă cutătura corespunzătoare, da? Deci, trebuie să fie foarte bine ales și este o regulă. Dar deja sunt deviere în ceea ce ține de culorile, de motivele organizate, da, aici, unele meșterițe, deci proiectează pe o fie creativitate. Mulțumesc, dacă mai sunt alte întrebări. Poftiți? Eu am o întrebare, Igor Cujucaru. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Spuneți-vă rog, două, trei probleme cele mai grave cu care v-ați confruntat în efectuarea cercetării.
două, trei probleme. Cele mai mari dificultăți care v-ați confruntat. La realizarea, cercetării. Nu a fost probleme. Dacă au fost. Lipsa de bani, să nu am avut bani să meargă la expediție. A fost o complexitate atunci când am venit în perioada de pandemie. Iată, atunci a fost într-adevăr o dificultate, din cauza nevoie de a ieși pe teren, de a scria, dar tot era limitat, închis, în zile nu prea zburau. Era o perioadă foarte dificilă în acest aspect. Asta, este cel mai dificil moment din perioada de istorie. M-ați provocat la o altă întrebare? În perioada pandemiei ați avut suficient conținut în format digital care să vă ajute la realizarea studiilor? Există și alte? Da, este, dar nu este atât de, desfășurat, fiindcă în domeniul etnologiei nu este numai pe ceea ce ține de cărți, ediții teoretice, dar totuși necesită un studiu de altfel, un studiu de teren. Este de la biblioteca digitală și el cu bătaie lungă întrebarea. N-ați avut acces, am că era pandemie. De ce nu m-ați adresat la biblioteca digitală? Voi sunteți dumneavoastră gata ca rezultatele dumneavoastră în cercetări să le expuneți în format digital să fie accesibil pentru cercetări ulterioare pentru alți cercetători sau nu? Sigur, pentru asta și se realizează cercetările. Aici unele relevă din altă. Bun, să numesc că, doar o remarcă, să numesc date de cercetare pentru cei din științele socio-umane, care nu știu. Toți cred că dacă cei umaniști nu generează date. Aia sunt date, sunt alt format. Mulțumesc. Observăm pentru activitate și pentru așa... Abia început. Alte întrebări dacă sunt. Dacă nu sunt întrebări, mulțumim foarte mult, luați loc. Și trecem la cealaltă etapă care înseamnă referenței oficiale pentru prezentarea referatelor și aș vrea să o invit aici pe doamna Lina Firea, doctor, habilitată în științe istorice și conferențiară în stat, pentru a-și expune referatul. Importanța patrimoniului în evoluția unei societăți este incontestabilă. Valoarea deosebită a acestuia a fost recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Patrimoniul fiind catalogat drept motor al dezvoltării durabile, cu impact economic, social, cultural și de mediu. Studierea și promovarea patrimoniului, atât național, cât și universal, și înțelegerea necesității protejării acestuia sunt subiecte de interes major, acestea fiind valoroase pentru formarea conștiinței identitare și civice, a respectului pentru valorile naționale și cele universale. Tema tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova, propusă de doamna Alina Tocarciuc, este una originală și actuală, reieșind și din subiectele tratate de istoriografia națională, dar și din abordarea tradițiilor într-un domeniu cunoscut în spațiul dintre culcinistului, inclusiv în perioada evului mediu, epocii moderne, domeniul artei textile, tradiții ce s-au prezentat și în secolul XX. Inovațiile aduse în acest domeniu denotă schimbări în cotidian și în mentalitate, iar cunoașterea situației din trecutul istoric și a realităților contemporane rămân o actualitate permanentă. Cercetarea și concluziile lucrării doamnei Alina Tocarciuc se bazează pe o solidă fundamentare teoretică, iar problemele sunt formulate concret, drept rezultat soluționându-se și problema științifică enunțată. În perioada cercetării, autoarea a utilizat o listă bibliografică impunătoare din 421 de titluri, inclusiv și fonduri de arhivă, care sunt de o deosebită importanță într-o cercetare istorică. Situația în domeniu a fost prezentată desfășurat, evidențiindu-se câteva etape ale cercetării istoriografice. Originalitatea și noutatea lucrării
constă în abordarea problemei exprimării unei comunități prin intermediul textilelor tradiționale. Este o primă cercetare complexă cu referire la evoluția artei textile prin prisma tradițiilor și inovațiilor. Autoarea a reușit să sistematizeze, reconceptualizeze și să ordoneze informațiile cu referire la subiectul cercetat. Rezultatele științifice obținute contribuie la investigarea unor aspecte importante din evoluția artei textilelor, păstrarea tradițiilor, dar și reconceptualizarea acestora într-o manieră modernă, contemporană. Prin introducerea începutului științific, a unei serii de documente inedite și a rezultatelor muncii din teren, s-a creat un ansamblu general al prezentării temei, tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova. Baza teoretică a temei a fost completată, după cum am menționat, de expedițiile în teren a autoarei tezei și cercetarea studiilor de caz. Valoarea lucrării constă atât în tematica propusă, cât și în actualitatea metodelor folosite a cercetării interdisciplinare. Cercetarea poate fi utilizată pe deplin în procesul didactic, în elaborarea cursurilor universitare și a manualelor pentru facultățile de istorie și etnologie, turism, artă, design. De asemenea, teza poate fi utilă în cercetarea evoluției industriei și în istoria meșteșugului popular în RSSM și Republica Moldova. Rezultatele cercetării și anexele tezei pot servi drept bază pentru alcătuirea unor expoziții tematice dedicate artei textile, inclusiv elaborarea posterilor și promovarea acestui tip de artă și meșteșug popular în rândul publicului larg, în mod special în rândul tinerii generații. Totodată pot fi organizate anumite rute pentru turiști în localitățile cu tradiții de artizanat. În afară de aceasta, tehnicile de decorare a textilelor din trecut și din prezent pot fi utilizate în activitățile de design contemporan vestimentar, textil ambiental și design interior. În același timp, teza oferă perspectiva unor noi teme de cercetare, comparare evoluției artei textile în spațiul istoric umil cu cea din alte zone a spațiului românesc sau cu alte regiuni ale țărilor din vecinătate. Scopul cercetării enunțat de autor a fost formulat clar, fiind determinarea, examinarea și sistematizarea multiaspectuală a textilelor tradiționale din Republica Moldova în vederea integrării în sfera culturală contemporană prin inovații, reconstrucții și propuneri de valorificare multidisciplinare. În rezultatul examinării tezei, am constatat că prin cercetarea și analiza efectuată, autoarea tezei a atins scopul propus și a îndeplinit obiectivele. Pentru o analiză profundă a tradițiilor și inovațiilor, autoarea tezei a îmbinat o multitudine de metode caracteristice domeniul socio-uman, îmbinate cu metodologie de cercetare de domeniul artelor vizuale. Lucrarea are o structură logică, lucrarea în ansamblu și fiecare capitol în parte, fiind prezentată evoluția evenimentelor, în mare parte în ordine cronologică, evidențiindu-se reflectarea artei textilelor în istoriografie și surse de cercetare, tipologia, funcționalitatea și simbolismul textilelor, prezentarea unor termeni specifici de mie și explicația acestora au fost examinate atelierele și centrele de artizanat în domeniul artei textile, menționându-se rolul centrelor monastice în calitate de promotori ai culturii și identității naționale. Au fost cercetate atelierele și centrele de confecționare a textilelor din Basarabia, RSSM Moldovenească și Republica Moldova, activitatea meșterilor populari, precum și prezentate inovațiile în arta textilă contemporană. Apreciabil este studiul de caz, aspecte de valorificare a tehnicii decorative la seta românească în designul vestimentar. Materialul documentar este sistematizat
în special în capitolul 3. Dar se regăsește și pe ansamblul lucrării, ceea ce a permis elaborarea unor concluzii generalizatoare bine argumentate. Lucrarea demonstrează cunoașterea istoriografiei naționale și internaționale și a documentelor referitoare la problemele evoluției arhitecturii. O mare parte a surselor bibliografice se referă la covor. Bibliografia cuprinde 492 titluri, printre care se regăsesc conturi de arhive, monografii, articole și alte lucruri de specialitate, elaborate în limbile română, rusă, ucraineană, engleză și franceză. Modul de citare a lucrărilor și referințele sunt efectuate în conformitate cu cerințele față de teza de doctorat, citatele fiind luate în urmele. În cadrul concluziilor, autoarea a subliniat concordanța dintre tematica propusă și rezultatele cercetării. Prin concluzii relevante a fost sintetizată problematica capitolelor și aspectele privitoare la metodologia folosită. Se evidențiază faptul că tematica în sine este o noutate, fiind o primă cercetare complexă de acest gen. Recomandările sunt de o valoare deosebită practică, printre ele se subliniază necesitatea continuării cercetărilor pe direcția investigării arte textile, a tradițiilor versus inovații, realizarea cercetărilor multidisciplinare, etc. Autoarea în mod just recomandă includerea temei în cursurile universitare specializate, dar și introducerea în practică la centrele de excelență și centrele meșteșugărești. Conținutul tezei este echilibrat și în concordanță cu tema aprobată și cele 27 publicații ale autoarei tezei. Autoreferatul tezei este în corespundere cu teza elaborată. În procesul examinării textului tezei am observat și unele inexactități pe care recomandăm autoare să le remedieze, astfel că am formulat câteva observații care, fiind luate în considerare, ar putea îmbunătăți conținutul lucrării. Voi enumera doar câteva dintre acestea, lista detaliată a fost prezentată. Doctorandi, de explicat în introducere termenii Moldova și Basarabia, făcând clar precizările pentru ce timp istoric și spațiu istoric sunt utilizate, deoarece sintagma Republica Moldova poate fi utilizată din 1991. La identificarea etapelor istoriografice se cere de indicat anii perioadelor, fiind benefică explicarea evoluției arte textile. În descrierea etapelor, autoarea tezei pune un accent mai mare pe descrierea unui anumit tip de textile și anume covorul. Se recomandă completarea cu informații referitoare la alte tipuri de textile. A revenit la perioada cercetată de autoarea tezei, menționându-se când, în unele locuri, pentru a nuanța evoluția artei textile, segmentul cronologic inferior a fost depășit, deoarece fiind secolul al XIX-lea, deoarece în introducere se subliniază că perioada cercetată este începutul secolului 20, începutul secolului 21. În câteva locuri se cere de precizat concret segmentul cronologic în care s-au desfășurat evenimentele. Cu referire la activitatea Tatianei Galușca, deși cercetătoarea a colectat 50 variante a baladei Norița, acestea nu au legătură cu tema tezei și cred că ar putea fi omise. Nu este clară afirmația ponderii recesămintelor populației de când sunt acestea, deoarece atât în Basarabia interbelică, cât și în RSSM și Republica Moldova nu au fost atât de multe recesăminte. Este de subliniat și faptul că atunci când vorbim despre eforturile la nivelul unei țări, este vorba despre ocupația bisericii și cultura, nu se face referință doar la o singură familie care se ocupă, se dă o prezentare în mod general. A se consulta literatura de specialitate, medicină, biologie și chimie cu referire la concluzia
privind faptul că alergia, luna nu este alergică. Așa, nu suntem de acord cu afirmația autoarei, precum că șergătul, ștergător, mâneștergul sunt echivalente lexicale pentru ștergar, în sensul de a-și șterge fața, și doar prosopul sunt asemenea calificative ca podoabă sau obiect de înfrumusețare, deoarece în literatura de specialitate, dar și în documente, se menționează faptul că denumirea șerget sau sinonimile lui erau utilizate pentru a desemna piesa de acoperit capul, iar uneori chiar îi se spunea cărpă. Așa. Ar fi fost bine de enumerat toate mănăstirile din Basarabia specializate în producerea textilelor. De asemenea, recomandăm de antocmi o listă artiștilor, a meșterilor profesori care au participat la expoziția din 1976, însoțită de lucrările acestora și dată în anexe, iar în textul tezei să rămână doar analiză. De asemenea, ar fi fost binevenit un dicționar al termenilor, deoarece sunt foarte, foarte multe. Mai sunt și unele observații ce țin de redactarea literară, nu mă vor opri. Însă ținem să menționăm că observațiile și sugestiile formulate nu diminuează valoarea științifică a tezei. În concluzie, suntem de părere că teza de doctor în istorie a doamnei Alina Tocarciuc întrunește condițiile impuse lucrărilor științifice de acest gen și este o contribuție apreciabilă la cercetarea tradițiilor și inovațiilor în arta textilelor din Moldova în perioada secolului 20 și începutul secolului 21. Conținutul este redactat în manieră științifică cu utilizarea noțiunilor și termenilor specifici problemei cercetare. Reieșind din caracteristicile expuse mai sus, considerăm că lucrarea este de o ținută științifică apreciabilă și susținem că doamna Alina Tocarciuc merită să îi se confere titlul de doctor în istorie la specialitatea 612.01 etnologie. Felicitări! Mulțumim pentru această prezentare. Regulamentul spune, dumneavoastră, general, aveți obiecții făcute, da? Toate la sfârșit, regulamentul care spune că la obiecții de șerbe, observațiile se răspunde. Deci avem două variante. Ori răspunde la fiecare de șerbe, parte, ori la toate, la urmă, la toate. La toate, la urmă, da? Dumneavoastră, notați-vă, dacă aveți notate aceste obiecții, bine, dacă nu, notați-vă ce obiecții se fac. Acum invităm, în general, regula este de jos în sus, de la Marina Miron, așa am trebuit, dar doamna Fede este puțin bolnavă, de ce am trecut-o mai în față. Marina Miron, poftiți pe microfon. Urmează doamna Nicoleta Gorin. Stimate domnule președinte, Comisie de Susținere, stimate doamne prezidente, stimați oaspeți. Vorbim cu câteva idei referitor la lucrarea prezentată, tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova. Așadar, teza pretendentei Alina Tocarciuc reprezintă abordarea unui subiect important în cultura tradițională, arta textilelor. Cu prezent spectru larg la acestui fenomen de patrimoniu național al Republicii Moldova. Și în cercetările etnologice dedicate subiectului textilelor, fenomenele precum covoare, piesele popular, prosoape, au fost studiate în diferite perioade, inclusiv și de cercetătorii contemporani. Lucrarea de față propune o viziune complexă cu abordări multidisciplinare referitor la modul de utilizare a tradiționalelor textile în inovațiile din domeniul designului. Introducerea este redactată cu mare atenție față de cerințele ghidului privind perfectarea tezelor. Autoarea laconic și corect formulează scopul și obiectivele lucrării. Necondiționat semnificative sunt valoarea teoretică și aplicativă a acestei lucrări. Impresionează vastă experiență a pretendentei în implementarea rezultatelor obținute a cercetării. Participarea la diverse expoziții, detalii naționale și internaționale, cu colecții proprii sau disciplinilor săi.
Încă, de la începutul, este bine conturat domeniul intervenției pretendente, axat pe activitatea tapiserilor profesioniști, pe reprezentarea textilelor inspirate de artă populară din țesutul tradițional, precum și identificarea tapiserilor lucrate în tehnici inovative, de autor, tematică, coloristică, forme, motive ornamentale care a evoluat în timp. Baza teoretică a tezei este reprezentată în primul capitol, care în general lasă o impresie bună. Aceasta prezintă o analiză a abordărilor teoretice și metodologice în studiere textilelor tradiționale în general și a tendințelor actuale în utilizarea valorilor patrimoniale textile în particular. În acest capitol, autoarea aduce o notă critică în prezentarea surselor și publicațiilor la această temă, ceea ce indică o bună cunoaștere a conținutului lucrărilor studiate. Inovația și originalitatea științifică sunt indiscutabile, luând în considerație faptul că păstrarea patrimoniului tradițional material, la care se referă arta textilelor, este posibilă doar cu integrarea acestui fenomen al culturii naționale în realitățile vieții actuale. Valoarea practică cercetării constă în faptul că pretendenta cu succes încadrează rezultatele cercetării teoretice și finalitățile părții aplicative în procesul de predare la facultățile specializate la Universitatea Tehnică, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Editarea acestui manuscris ar fi de folos pentru centrele de excelență în domeniul textilelor, Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Glămădeală, centrele de excelență din Chișinău și Bălți, centrele de creație și artizanat, care au început să apară într-un număr mare în ultimul deceniu. Totodată, participarea pretendentei la diverse expoziții, festivaluri și proiecte internaționale și naționale cu propriile colecții sau colecții realizate de un colectiv de autoare, denotă faptul că lucrarea de față are valoare practică mare, reprezentând îmbinarea reușită a informațiilor teoretice cu realizările practice de cercetare. Referitor la calitatea metodologică a cercetării, ținem să menționăm că pretendenta a selectat și a utilizat metode specifice domeniului socio-uman, cu acceptul pe metodele specifice istoriei, etnologiei, antropologiei culturale, dar și ramurii artelor vizuale. Rol aparte în formularea bazei practice pentru teza de față au avut cercetările de teren, unde au fost utilizate chestionare, discuții directe, corespondenții referitor la diverse tehnici de procesare a materiilor prime, procedee tehnologice, de confecționare, etc. Importante sunt rezultatele cercetărilor de arhivă obținute de pretendenta referitor la centre de textile pe lângă mănăstiri, biserici, centre de artizanate, care au existat de-a lungul istoriei țării noastre în diferite contexte geopolitice. Complexitatea subiectului a necesitat o diversitate mare a instrumentelor folosite în procesul de cercetare și pretendenta dovedește că acest lucru e reușit. Conceperea și calitatea textului. Capitolul 1, care este compus din 4 subcapitole, creează un cadru benefic pentru înțelegerea subiectului desfășurat în conținutul tezei de față. Acceptăm faptul că subcapitolul 1.1 este unul absolut necesar, deoarece piesele textile reprezintă un sistem codificat integru, un fenomen social, dar și un indicator expresiv al statutului social-economic al posesorului. Și atunci autoarea creează o punte care permite celor mai puținizați în acest subiect să se familiarizeze cu acest domeniu prin noțiuni, tipologie și alte elemente importante explicate aici. La fel, autoarea propune aici și o periodizare a etapelor de dezvoltare a domeniului artizanatului de la începutul secolului al XX-lea încoace. Capitolul 1.2 reprezintă o analiză surselor bibliografice dedicate tradițiilor și inovațiilor din arta textilelor cu accentul pe diferite perioade de dezvoltare a acestui fenomen al culturii. Analiza cuprinde un număr mare de nume și lucrări dedicate subiectului din diverse perioade istorice, precum Imperiul Rus, perioada interbelică și etapa sovietică și cercetările după 1991. Accent important este plasat pe istoriografie românească, ce crește câmpul de analiză comparativă a materialelor acumulate pe parcursul cercetării. În subcapitolul
unul direcție noi să menționăm diversitatea surselor utilizate de pretendentă la cercetare textilelor, dar și centrelor de producere a acestora în diferite perioade a timpului, în special celor care au funcționat pe lângă mănăstiri, fapt slab reflectat până la moment în literatură de specialitate. Avantajul lucrării este o analiză cuprinzătoare a tipologiei, funcționalității și simbolismului artei tradiționale de producere a textilelor prezentate în capitolul 2. Aici vine în ajutor pregătirea în ultimii ani a pretendentei în calitate de etnolog, cât și propria experiență de a aborda complex modalitățile de utilizare a pieselor textile. Vorbind despre funcții utilitare de protecție estetice ale textilelor din interiorul locuinței, în opinia noastră se cer mai multe exemple care pot ilustra aceste funcții, mărturii ale respondenților sau așa numitele voci din câmp. În capitolul 3, dedicat identificării atelierelor și centrelor de artizanat din domeniul textilelor, pretendenta demonstrează existența unor asemenea centre funcționale de-a lungul timpului pe teritoriul actuală Republicii Moldova. Ținem să subliniem faptul că la baza tezei stau multiple materiale de teren colectate în așezările rurale ale Republicii Moldova de la nord spre sud, completate cu materiale valoroase adunate prin muzee de importanță atât națională, cât și regională și locală. În același timp, s-a muncit mult timp asupra conținutului fondurilor de arhivă pentru sistematizarea informațiilor referitor la centrele laice și cele monastice de producere a textilelor tradiționale. De asemenea, este de mare importanță valoarea practică a cercetării reflectată în capitolul 4. Natura inovativă a lucrării este amplificată de conținutul capitolului, în care autoarea propune un concept complex de utilizare a tezaurului textil tradițional în domeniile designului, atât vestimentar, cât și cel de interior, introduce noțiuni de eco-design și de consum minimalist cu revalorificarea patrimoniului, creat de altă dată pentru o abordare mai grijulie față de materiile prime naturale utilizate pentru producere de textile tradiționale. Iar proiectele de design realizate deja de studenții și masteranții pretendente confirmă faptul că în calitate sa de profesor, ea dezvoltă la discipolii săi această abordare grijulie față de mediu și de valorile patrimoniului textil național. Acest capitol este redat cu mare grijă. Pretendenta Alina Tocarciuc demonstrează cunoștințe profesionale în domeniul precum dezvoltarea direcțiilor actuale ale designului vestimentar și interior, tendințele actuale de utilizare a conceptului de textil tradițional. Precum și domeniul turismului, domeniul industriei textilelor, încă urmează să pună în valoare întreaga diversitate a expresiilor artei tradiționale și industriei casnice, scoase ultimii decenii din funcționalitate cotidiană. Lucrarea contribuie la elucidarea căilor de monetizare a patrimoniului cultural textil local, regional și național, corespunzând așteptărilor contemporanității de crearea premizelor pentru dezvoltarea afacerilor profitabile în domeniul culturii. Deși pretendenta, referindu-se la patrimoniul textil al țării noastre, primordial optează pentru colectarea datelor, repertoriere, examinare, descrierea pieselor de artă textilă, conservarea, muzeificare și patrimonializarea lor, în mod practic se pune accentul și pe valorificarea acestui potențial prin includerea atelierilor mișcărești și centrelor de creație în rutele turistice naționale. Am expus cu siguranță aici și părțile forte ale lucrării, dar nu mă voi opri pe acestea. Doar vreau să menționez că asigurarea bibliografică este una bună, fiindcă vedem un număr suficient de mare de circa 500 de documente de arhivă, monografii, articole, materiale publicate în surse online, care au fost studiate de pretendentă și utilizate pentru redactarea acestei lucrări. Calitatea concluziilor generale și recomandărilor mi se pare că sunt bune, fiindcă rezultatele științifice, concluziile și recomandările acestea sunt dovada în nivelul înalt de cercetare demonstrat de autoare lucrării. Acestea de față comportă un pronunțat caracter interdisciplinar. Prin realizarea acestei lucrări a fost atins scopul trasat la începutul cercetării. Examinarea și sistematizarea multiaspectuală a textilelor tradiționale din Republica Moldova în vederea integrării în sfera culturală contemporană prin inovații, reconstrucții și propuneri de valorificare multidisciplinară. Concluziile generale la finalul lucrării confirmă realizarea obiectivelor propuse pentru atingerea scopului lucrării.
Urmare analizei detaliate a conținutului lucrării, ținem să menționăm că conținutul tezei corespunde cu tema aprobată spre cercetare. Acele 37 de materiale științifice publicate în reviste de diferite categorii, fie în mod individual sau în calitate de coautor, pas cu pas abordează obiectivele tezei de față, contribuind la implementarea scopului cercetării, iar autoreferatul reflectă conținutul lucrării, fiind elaborat în baza tezei redactate. Rezumând toate cele spuse mai sus, ținem să menționăm că teza a fost elaborată în conformitate cu cerințele Consiliului Național de Cercetare și Acreditare al Republicii Moldova pentru lucrări de doctorat. Pe baza acestui fapt, considerăm că pretendentă doamna Alina Tucărciuc merită să-i se acorde gradul științific de doctor în istorie în specialitate 612.01 etnologie. Mulțumesc pentru atenție. Toate observațiile le-am spus anterior au fost ținut cont de ele și în care v-aș le-o și notat acum pretendentă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnei dr. Marina Miron, pentru expunerea avizului, pentru studierea atentă a tezei de doctorat și obiecțiile care s-au făcut. Invităm la discuție, la prezentarea avizului cu doamna doctor habilitată la vizuale, Nicoleta Vornicu, de la Iași, Centrul Metropolitan de Cercetări Științifice, Tabor. Aveți cuvântul, doamna. Onorat auditoriu, voi da citire referatului pe care l-am întocmit asupra tezei de doctorat Tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova, elaborată de doctoranta Anna Tocatiu. Absolventa Facultății de Industrie Ușoară din cadrul Universității Tehnice din Moldova, cu master în modelarea și tehnologia confecțiilor din țesătului, doamna Alina Tocatiu și-a continuat activitatea de perfecționare prin dezvoltarea cunoștințelor dobândite într-un domeniu tehnico-artistic și anume cadrul didactic la Facultatea de Design, Departamentul Design și Tehnologii în textile. Pregătirea interdisciplinară, pasiunea și dragostea pentru arta textilelor și experiența dobândită în activitatea de cercetare a permis să abordeze o temă de cercetare complexă în cadrul studiilor doctorale. Obiectivul general al cercetărilor din teza de doctorat a doctorandei îl constituie cercetarea și cunoașterea evoluției istorico-artistice a textilelor tradiționale din spațiul actual al Republicii Moldova, incluzând localități rurale și urbane, precum și unele raioane de stânga Nistrului, în vederea integrării în area culturală contemporană națională și în spațiul european, prin propuneri de valorificare și inovare, prin abordare creativă și internațională. Cercetările efectuate pentru elaborarea acestei lucrări au urmărit cunoașterea caracteristicilor materialelor în care sunt confecționate textilele etnografice, a tehnicilor de realizare, a tipologiei de realizare și ornamentație, precum și identificarea atelierelor și artiștilor plastici. Rezultatele oferă date esențiale, necesare pentru realizarea compatibilității între metodele, tehnicile și materialele utilizate, perioada istorică și zona etnografică. De remarcat este faptul că în arealul studiat au existat etape de evoluție și transformare în perioada ce cuprinde începutul secolului 20 până la începutul secolului 21, care au fost surprinse și descrise la nivelul tradiției și inovației pe durata unui secol. Plecând de la aspectele teoretice, s-a realizat o sinteză a tehnicilor de decorare a textilelor existente în prezent și utilizate în activitățile de design contemporan vestimentar, textil ambiental și de design interior. Cercetările întreprinse contribuie la dezvoltarea particularităților de transpunere morfologică, formată și decorativă ale textilelor tradiționale basarabene în textile contemporane, plasându-se accentul pe inovațiile în domeniu. În lucrare sunt elucidate aspecte teoretice de implementare în textile de interior și modele vestimentare a decorului executat în diverse tehnici, valorificând modalitățile originale vechi de decorare a textilelor cu caracter inedit. Valoarea
aplicativa cercetării este dată de valorificare a rezultatelor obținute sub forma unor cursuri universitare și seminarii specializate, care vor fi predate studenților din cadrul secțiilor de arte decorative, cât și a celor de la etnologie și patrimoniu cultural, precum și la facultățile specializate de la Universitatea Pedagogică de Statele Unite ale Americii din Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică de Teatru și Arte Plastice, Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Comădeagă, Centrul de Excelență din Chișinău și Vărți, Centrul de Creație de Artizanat din Republica Moldova. Un alt aspect al rolului practice al temei abordate rezultă din participarea doctorandei în cadrul unor expoziții și proiecte naționale și internaționale ca artist cu propria colecție vestimentară sau cu donator al unui colectiv de studenți care prezintă articole vestimentare ce corespund tematicii tezei. Metodologia de lucru, rezultatele și concluziile privind contribuțiile originale ale tezei de doctorat sunt prezentate clar și elogvent în cadrul celor patru capitole ale tezei. În partea introductivă, trebuie să prezentate aspectele de bază ale cercetării, argumentarea temei, gradul de cercetare în istoriografie, scopul și obiectivele, limitele cronologice și geografice ale cercetării, valoarea teoretică și aplicativă, dar și noutatea și originalitatea materialului expus, care descriu activitatea tapisierilor profesioniști, reprezentarea textilelor inspirate de arta populară, din țesutul tradițional, precum și identificarea tapiseriilor optate în tehnici inovative, a autorului acestora, a tematicii, a formelor și motivelor ornamentale care au evoluat în timp și completează domeniul artei decorative moldovenești. Capitolul 1, arta textilelor în istoriografie și scurse de cercetare, este structurată în patru subcapitole din care rezultă baza teoretică a lucrării, în care autoarea face o retrospectivă a publicațiilor examinate, în care direct sau tangențial au fost abordate aspecte cu referire la textile tradiționale, apariția și dezvoltarea inovațiilor care sunt implementate în domeniul artei textile. Subcapitolul 1 prezintă materialele din care sunt confecționate textilele tradiționale, țesute, brodate sau încălzite, și a fost examinată evoluția artei textilelor între tradițional și inovațional, ca parte a patrimoniului cultural, prin prisma cercetărilor anterioare și a surselor disponibile la această etapă de studiu, sub aspect istoric, etnologic, geografic, sociologic și artistic, ținându-se cont de acest aspect, s-a făcut o ierarhizare a acestei perioade din punct de vedere cronologic, așa cum am observat și în prezentarea doctorandei. Sub capitolul 2, tradițiile și inovațiile din arta textilelor reflectate din istoriografie prezintă coroborarea rezultatelor analizei unor număr mare de surse bibliografice, plecând de la publicațiile de la începutul secolului al XX-lea și finalizând cu publicațiile apărute după proclamarea independenței Republicii Moldova în 1991, care au fost dedicate covoarelor, cerzilor, scoarțelor, broderiilor și altor articole de artă textilă, care au ajuns în atenția istoricilor și etnografilor din zone etnografice diferite, realizându-se astfel o analiză comparativă complexă, cu accent pe perioada interbelică și perioada sovietică. Un element de originalitate și noutate a cercetării se intersectă în capitolul 3, prin prezentarea surselor, documente scrise, fotografii, interviuri și mărturii, festivaluri și târguri folosite de către doctorandă în cercetarea evoluției textilelor și a centrelor în care se producau textilele. Cel de-al doilea capitol, autoarea dedică studiului detaliat și componențial al tipologiei textilelor prin identificarea simbolismului și a diversității modalităților de utilizare a acestora, pornând de la tehnologia de reglare a țesăturilor și analizând particularitățile de creare a textilelor populare. Confecționarea textilelor a fost unul dintre meșteșugurile cele mai importante în spațiul românesc. Producerea textilelor se realiza în gospodării practice, în ateliere și mai târziu în a doua următate a secolului 20 în fabrici, care au fost identificate și descrise în capitolul 3 amănunțit.
remarcându-se astfel centrele laice, dar și cele din cadrul sfinturilor și mănăstirilor de maici din Basarabia, specializate în sesutul popoarelor în broderia artistică religioasă și laică. Aceste rezultate au fost obținute prin cercetarea artistică și studii de documentare în teren, pe care autoarea le-a realizat în calitate de etnolog, în spații muzeale publice, dar și în colecții private. În capitolul al patrulea, doctorat aprobează influența tradiției textile de pe teritoriul actual al Republicii Moldova asupra soluțiilor artistice și de design actual, în contextul în care specificul textilelor tradiționale a atras atenția artiștilor, designerilor din diferite domenii, exemplu artă plastică, tapiserie, design textil, design vestimentar, design interior. Valorificarea tradițiilor textile s-a remarcat în soluțiile de design vestimentar și design textil pentru interior, ceea ce pune în valoare caracterul inovativ al lucrării prin sporirea influenței culturii tradiționale asupra evoluției artei textile contemporane. Un loc aparte devine caracterul ecologic al producției de textile. Sunt prezentate în acest capitol modalitățile de reciclare a textilelor și promovarea designului ecologic, propunându-se o abordare creativă ale folosirii textilelor. Teza de doctorat include 325 de pagini în care se regăsesc metodologia de lucru, rezultatele și concluziile privind contribuțiile originale ale tezei de doctorat, pe parcursul celor 4 capitole, a celor anexelor și celor 279 de tipuri și 492 de referințe bibliografice, care completează și asigură documentația bibliografică a lucrării. Lucrarea realizată de doamna universitară Alina Tocarciu are o temă indecisă și aduce o contribuție importantă la cunoașterea și dezvoltarea patrimoniului textil din Republica Moldova și nu numai. Teza de doctorat are la bază o abordare științifică complexă, alături de limbă, obiceiuri și tradiții, textilele etnografice au fost și sunt Vlador, o marcă a identității etnice, un document de certă valoare istorică și artistică. Rezolvarea cerințelor etapelor de cercetare și interpretarea rezultatelor au necesitat cunoștințe multidisciplinare, ceea ce demonstrează o foarte bună pregătire profesională a doctorandei. Modul în care autoarea reușește să coreleze rezultatele obținute demonstrează că este un specialist format capabil să abordeze cu ușurință domenii interdisciplinare de înalt nivel și disciplină. Rezultatele originale ale tezei sunt vizibile pentru publicarea în reviste științifice de specialitate, volume ale manifestărilor științifice, comunicări la conferințe naționale și internaționale. Astfel, valoarea științifică a tezei este susținută de 26 de articole publicate în reviste științifice naționale și internaționale și prin susținerea publică a 17 rapoarte la conferințe științifice naționale și internaționale. În anul 2017, doctoranta a fost premiată de către Senatul Universității Tehnice din Moldova cu titlul cel mai bun doctorat la Alan Universitas 2016-2017, ceea ce aduce un plus de valoare a acestei lucrări. Teza de doctorat, tradiții și inovații în arta textilelor din Moldova, elaborată de doctorant Alina Tocarciu, prezintă un real interes pentru cadre didactice și cercetători din universități și științe de cercetare care au specializări în domeniul textilelor și design de vestimentar, pentru specialiști din cadrul muzeilor și rețin colecții etnografice, textile și, nu în ultimul rând, pentru istoricii de artă. De aceea consider că teza, prin tot conținutul său, îndeplinește cerințele necesare acordării titlului și institutului de doctor în istorie, în specialitatea 602-12-01, etnologie, doamnei Alina Tocarciu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi pentru expunere făcută. Mulțumim că susține specialiștii noștri în Republica Moldova, de la Iași, de acolo. Oferim cuvântul în continuare doamnei conducător științific.
Liliana Contratico, a poftiți. Aveți cuvântul. Dată asistență, stimați președinte al Consiliului de Susținere, stimați membri referenți al Comisiei, stimate pretendente la grad, la titlu științific de doctor, a fost o conlocare foarte bună. Eu o să-mi permit să vorbesc mai liber fără a da citire, ca să fiu mai aproape de realizarea pe care am făcut-o împreună cu doamna Alina Tocarciuc. Și, în primul rând, aș vrea să subliniez acea responsabilitate pe care a avut-o domnia sa față de activitățile care au fost planificate și, cu atât mai mult, acea corectitudine de care a dat dovadă realizând acest studiu multidisciplinar. Acum vorbeam cu o colegă, fiindcă, într-adevăr, nu vorbim doar de interdisciplinaritate, dar vorbim și de multidisciplinaritate și pluridisciplinaritate, fiindcă prin teza pe care a prezentat-o Alina Tocarciuc spre discuție, atât în cadrul Comisiei de Îndrumare, cât și în cadrul deja la Comisia la Susținerea Penală, cât și de unele publicații pe care le aveți aici afișate, deci a demonstrat o opinie a unui artist vizual, o opinie a unui specialist în domeniul tehnologic asupra problemelor contemporane ale etnologiei, ceea ce este foarte important și ea, din punctul său de vedere, a schițat acele întrebări, acele probleme asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenția. Domnul director, dr. Igor Cojocaru, a zis care s-ar fi cele întrebările, problemele. Doamna Tocărciuc a fost modestă și n-a vrut să spună de toate problemele care sunt. Și, în primul rând, îi mulțumesc domnului profesor Petrencu, fiindcă a șoptit acea întrebare care este legată de expedițiile etnologice, care, într-adevăr, ne duce în lipsă, fiindcă, la un moment dat, ne dăm seama că etnologia a ajuns un fel de cerșoreasă științe istorice, fiindcă nu toți încearcă să facă studii într-un domeniu, este foarte dificil de a face acele expediții de teren care, recunosc, sunt realizate pe cont propriu, pentru statul sau proiectul sau ceva, nu oferă acele posibilități financiare pentru a realiza o cercetare pe deplin în acest domeniu care este foarte important, ori etnologie, știința despre protopopoare, despre tradițiile, despre inovațiile pe care le avem, este într-adevăr ceea ce ne identifică pe noi și ceea ce ne face să avem o anumită identitate, un anumit patrimoniu și cu atât mai mult că astăzi când suntem în proces de realizare a multor pași de aderare la Marea Familie Europeană, sper că ceea ce a realizat Alina Tocarciuc într-adevăr se subscrie la aceste și la aceste acțiuni, fiindcă noi avem un patrimoniu din punct de vedere tehnologic, avem tradiții în arta textilelor, avem inovații pe care ar putea să le includem și pe care putem să le prezentăm, ori acele festivaluri ale covorului, acele expoziții care sunt realizate, ele sunt o demonstrație foarte importantă pentru a arăta lumii cine suntem, ce avem, ce putem prezenta. Și din aceste considerente sunt convinsă că mai ales capitolul 3 și capitolul 4 lucrarea realizată de către Alina Tocarciuc, într-adevăr, pun accentul și pun în evidență aceste probleme și aici majore, dar și acest patrimoniu de care noi dispunem. Aș vrea să subliniez pe de altă parte și contribuțiile doamnei Tocarciuc în valorificarea textilelor tradiționale și aducerea lor în cadrul didactic, pentru ea este și cadrul didactic, ați observat și din exemplele pe care le-a adus în prezentarea tezii și ele sunt foarte importante, mai ales din punct de vedere educațional, altfel răspundem la întrebările dacă cine valorifică aceste tradiții, cât sunt de importante și care este viitorul acestor tradiții. Înțeleg că fiecare generație își are anumite tradiții ale sale, dar noi suntem oamenii cei care
păstrăm astăzi tradițiile pe care ne le-a lăsat moștenire meșterii populari, dar și centrele de artizanat în care se profesează aceste lucrări. Dacă vorbim de contribuțiile doamnei Tocarciuc, aș vrea să menționez și participările în deschiderea ei de a participa la expozițiile specializate și la mai mult la Lipoiul Verde, cât eu știu, aveți și medalii pentru participare la Lipoiul Verde, dar și în cadrul DPL-urilor pe care le-ați prezentat în cadrul conferinței Patrimoniul Cultural de ieri implicați în dezvoltarea societății de mâine, ca acum văd așa prima ediție pe care am realizat-o în septembrie 2019, care a fost deschisă anume cu colecția coordonată de către doamna Tocarciuc, prin care a adus acel mixaj, acel, da, putem să spunem, acel aleaș între de tradiție și inovare și pe care l-a prezentat atunci în cadrul Bibliotecii Naționale. A fost, într-adevăr, o muncă dificilă pentru a studia domeniul etnologic, cum a fost subliniat, doamna Tocarciuc este de formație mai mult de vin spre tehnologie, spre design vestimentar, dar, după cum este opinia domniei sale, în cazul dat, ca specialist, este foarte valoroasă și spre finalul lucrării, într-adevăr, s-a simțit deja și acea opinie, acel punct de vedere pe care este prezentat din partea sa și aș vrea să spun că lucrarea pe care o vedeți în formatul care este, da, ar putea să fie unele scăpări, unele lacune, atât și din punct de vedere tehnic, din punct de vedere lingvistic, din punct de vedere tematic sau conceptual. Greșește cel care nu lucrează, da, putem să spunem așa, perfecțiunea noastră nu are margini și sigur că eu cred că doamna Tocarciuc va veni cu răspuns la toate obiecțiile care au fost expuse, dar cred că materialul documentar pe care îl are și care nu a fost posibil să fie repetat în paginile coperții. Materialul ilustrativ de care dispune, fiindcă am zis că expedițiile, nu pot să spun expedițiile, sunt cercetările de teren realizate pe cont propriu de fiecare din noi. Așa este etnologia, din păcate, la ziua de astăzi. Am zis că este o cerușăreasă a domeniului. Deci, aceste realizări, aceste documente care sunt concentrate, sigur că vor fi completate într-un studiu, într-o monografie care sunt sigur că va aduce un plus valoare domeniul științific. Vreau să spun că cu lucrarea, acea colaborare de câțiva ani de zile cu doamna Tocarciuc asupra tradițiilor și inovațiilor din domeniul artelor textile a fost destul de productivă, a fost prodigioasă din mai multe puncte de vedere și am învățat nu doar, cred că și doamna Tocărciu se învețe acel domeniu etnologic pe care și l-a ales pentru specialitate, dar am învățat și eu foarte multe de la dânsa și mă mândresc că am o asemenea disciplină de care am ce învăța și este foarte important, într-adevăr. Chiar și în cadrul acelei pandemii pe care, într-adevăr, ne-a blocat pentru practic 2 ani și ceva ne-a blocat cercetările. Știți foarte bine, tehnologia este rezultatul cercetărilor de teren, sunt discuțiile pe teren, sunt vizitele la maneste, sunt vizitele pe la meșterițe. Noi am lucrat cu materialul care a fost disponibil și mulțumim, într-adevăr, surselor digitale care ne permit, dar surse digitale sunt una, discuția cu meșterul popular este cu totul altceva și atunci când el, mai ales, îți permite să intri în taina meseriilor sale, să voi să vezi arzbolul de tesut, să voi să vezi tehnica de lucru pe care este, fiindcă ei țin foarte mult meșterul popular, anume la acele detalii care le fac inubliabil activitatea care este realizată de lungul anilor. Vreau să spun că lucrarea, într-adevăr, este bună, este o lucrare multidisciplinară, este o lucrare care reflectă aspecte istorice, etnologice, artistice, tehnologice, dar și din domeniul, cum a fost spus, și din domeniul chimiei, biologiei, fiindcă acele materii prime care sunt, ele fac parte dintr-un domeniu mai diferit de cercetare și consider că scopul subiectivele care au fost trasate au fost îndeplinite
de doctorante pe deplin și totodată recomandările la care s-a ajuns ca urmare a acestei realizări ale tezei. Sper că vor fi luate în considerare de instituțiile aplicate, iar concluziile generale la care a ajuns doctoranda după realizarea unui asemenea studiu destul de voluminos sunt foarte importante, sunt foarte necesare pentru dezvoltarea domeniului etnologiei și mai ales pentru dezvoltarea domeniului patrimoniului cultural din care facem parte și care, într-adevăr, prin această lucrare, doamna Tocarciuc ne-a spus că avem tradiții, avem și inovații, dar avem și lucrări de patrimoniu care merită și trebuie să fie păstrate. Și nouă mi revine această sarcină de a păstra. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Onorată asistență, aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu această teză pe care am studiat-o. Eu consider că Dumnezeu a luat, vreau să spun conducătoarea științifică, o teză foarte importantă legată de patrimoniul nostru cultural. Și nu știu dacă ați observat acolo niște sfere pe care le-a arătat Dumnezeu pe ecran, că la un moment dat a fost așa un fel de explozie, adică cei ce au creat oamenii noștri în trecut, meșterii populari și așa mai departe, iată că s-a șters și în sfârșit, încet, ultima sferă acolo, acele două sfere, arătau că se renaște oarecum și se renaște tradițiile naționale ale noastre. Eu cred că este foarte important să avem specialiști în acest domeniu. Noi intrăm în Europa, știi toată lumea, dar s-au început negocierile. Întrebarea ar fi, moldoveni, dar voi cu ce intrați în Europa? Și atunci, noi, este, pentru noi foarte important este să arătăm că noi nu suntem niște nimeni, că noi nu am avut tradiții, că noi nu am avut niște valori materiale pe care le-au păstrat din generație în generație oamenii noștri. Îmi pare că duminică ziua ei, o mulțumim în sfârșit și ei a fost recunoscută ca un obiect de patrimoniu, recunoscut în UNESCO și deci asta este pentru noi important pentru Basarabeni, că noi intrăm în Europa cu un patrimoniu, cu o avere care am avut-o. Îmi pare foarte rău că am fost foarte risipitor. Eu sunt din Căușeni, acolo am avut meșteri, am avut și ola care făcea oale, dar am avut și femei, inclusiv bunica mamei, care torcea lână și prin face temotor cu ăsta și prin la război, de săsut, toate astea le-am pierdut. Să fi fost mai economicos sau mai, nu știu cum așa, mai înțelept, se poate le păstra și aveau să fie niște obiecte de muzeu. Eu cred că teza susținută de doamna Lina Tocarciuc este poate bună, ea și-a realizat scopul propus. Aici, dumneavoastră, ați prezentat foarte bine și bibliografia și așa mai departe, 173 de pagini, puțin depășiți, nu, norma trebuie să fie 150, aici se depășește puțin, în total 325 de pagini. Când publicați monografia, acolo sigur puteți face cât vreți, dar aici se cere 150 de... așa. A făcut expediții, este foarte impresionată activitatea dumneavoastră. A expediție, mers la meșterii populare, a fost în muzee și așa mai departe, dumneavoastră a spus și este impresionat și publicațiile care le are și toate cele. Am impresia că costumul care îl are acum tot e ceva legat cu teza care o susține astăzi. Așa că eu consider că sarcinile și scopul au fost realizate, felicitări și autoarei tezei și conducătorului științific. Iar acum vă invit specialiștii și publicul care este la discuția asupra tezei. Și dacă sunt la obiecții, la aviză, la rezumată, dacă sunt obiecții și acolo vă spuneți. Mulțumesc frumos pentru stimațiunile comisii și prezență, stimațiunile comisii pentru toate obiecții și chiar sunt recunoscutare pentru copilul pe care ați realizat asupra tezei și deci, cred eu că ele sunt o cale foarte corectă, da, ca
din bunătățile care trebuie la știință, la artizie. În context, în speranța că vom reuși totuși să facem monografia, da, în subiectul tradiției și inovației în domeniul artei textile, deci vom ține cont neapărat de toate propunerile, da, și vom include în materialul care nu a fost produs în piesă în anexă și au este foarte vast, vom include și inclusiv materialul care poate va desfășura unele momente mai desfășurate ce ține de tipologie, funcționalitatea pieselor textile, da? Deci atunci când vor fi exemplificate, probabil că vor fi desfășurate într-un extens, da? Deci vor fi mai desfășurată această întrebare, da? Cu funcționalitatea și tipologia pieselor liderilor, cu care trebuie mai rău de. Și vreau să spun că, spre deosebire de piesele ceremoniale, ca răspuns la obiecții. Deci, predispusibile de piesele ceremoniale care au fost păstrate și care încă nu putem găsi, piesele de uz gospodăresc sunt practic imposibil de a respectia și de a restabili. În plus la toate, ați vorbit despre propunerea către muzee, da, de extinte aceste piese care sunt arhivate. Aici, la fel, pot să spun că starea unor piese, starea unor piese textile este nu pentru a expune. Deci ele trebuie restaurate. Deci aici probabil trebuie să caute politici de inclus aceste momente și într-adevăr de lucrat asupra restaurării și atunci posibilitatea și oportunitatea de a expune. Ce ține de limitele cronologice și care includ un secol, începutul secolului 20 și începutul secolului 21. Și doamna Alina Pelea a intervenit spunând că este necesar de a atenționa denumirea acestor perioade și sunt absolut de acord cu dumneavoastră și aici cu repede că în context, atunci când s-a explicat și s-a discutat despre dezvoltarea, despre evoluția textilor, s-a remarcat pe perioade începutul secolului 20 până la anexarea Basarabiei și așa se numea Basarabia și în context a fost folosit acest termen. În interior, etapa unii sovieticilor a fost presă să ne speculat și deja început prin oricum a schimbat termenul Republica Moldova. Asta este. Și țineți de dicționat de termen, este chiar binevenit, este o idee foarte bună și vă mulțumesc, doamna Alina, pentru această propunere. Un lucru rămâne de gândit cum de făcut, fiindcă multidisciplinaritatea care include teza, da, deci cred că va conține un mix de termeni și că mi-a dus cafea pentru un aspect de gândit foarte bine. În rest, vă mulțumesc foarte mult pentru obiect și propunere. Mulțumim și noi pentru răspunsul de date. Acum trecem la discuții. Toți cei prezenți, specialiști, asistenți prezenți, cei prezenți, pot participa la discuții. Avem aici așa o prezență. Domnul decan a făcut atenție. Domnul Sergiu. Tronici, dumneavoastră sunteți, da, domnul decan? Da. Poftiți. Nu știu cum ceilalți, dar am emoții, fiindcă este un moment istoric pentru facultatea noastră. Pentru mine personal, în calitate de decan, este prima susținere publică și pentru noi este într-adevăr un mare eveniment, fiindcă facultatea noastră, în facultatea noastră s-a mai adăugat un pretendent la titlul de doctor. Dacă să spun despre un aviz asupra tezii de doctorat, tradiții și inovații în arta textilor din Moldova, elaborată de pretendenta Alina Tocarciuc, vreau să spun că această temă mereu este alături de doamna Tocarciuc. Chiar acum, în cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură, este
o expoziție a Rădăcini spre infinit, unde a îndemnat și studenții și împreună cu alți autori a făcut această expoziție foarte frumoasă. Vă îndemn să o vizitați. Iar această piesă a fost o cercetare minuțoasă cu aplicarea în acele 3-4-3 cifrele pe care le-am reținut, 343 de ținute care au fost consultate, toate consiliile artistice de la toate 6 ediții deja a Festivalului Internațional Student Fashion Day au fost anume consultate de Tocarciuc Alina. Clar lucru, acest festival deja e internațional cu 5 școli de modă din România, alături de Universitatea Tehnică, a fost petrecut cu mult past, împreună, începând de la inițiatorul acestui festival și cu toți colegii care sunt alături. Vreau să spun că în cadrul facultății doamna Tocarciuc activează din 2005, îndemnând cu succes activitatea didactică, de cercetare și de creație, evoluând de la pas la pas. Vreau să spun că din 2015, în 2016 a exercitat funcția de șef de producere în zona Fibra, din cadrul Zip House. În 2017-2018 a fost șef program la specialitatea arte decorative, iar din 2018 îndeplinește funcția de șef program a specialității design vestimentar industrial. Din 2017, cu succes, într-adevăr a adus toate edițiile a festivalului sus menționat. Pretendenta, de ce spun despre acest festival? Pentru că toate festivalurile au avut exact tematica pe care a abordat-o pretendenta la teză. A reușit să studieze literatura, a reușit să unească acel mic colectiv pe care îl avem, a reușit foarte sigur să treacă peste foarte multe obstacole. Studiul realizat este într-adevăr valoros pentru mai multe domenii, iar toate palierele, începând de la preuniversitar și postuniversitar, trebuie într-adevăr să atragă atenția asupra studiului executat. Toate greșelile, remarcele, propunerile trebuie să fie luate în calcul și, într-adevăr, ele nu diminuează din valoarea acestui studiu de mers științific, iar noi, împreună cu colectivul, susținem totalmente acordarea acestui titlu. Ca o mică recomandare, spun pretendenții, precum și îmi repet mie personal, să nu lăsați mult timp ca să vă expuneți într-o monografie, fiindcă după aceasta trece timpul, iar lucrarea rămâne doar ca una de cercetare. Îmi repet mie că studiul pe care l-am executat deja de 5 ani merită să fie popularizat într-o altă manieră. Felicitări și mulțumesc! Mulțumim, domnule decan, pentru aceste cuvinte foarte frumoase și pentru demnul de a publica sub formă de monografie, teza, de doctorat. Dacă mai sunt doritori, doamna Diana, de Coglo, etnolog, poftiți. Vă rog acolo. La microfon, pentru că se înregistrează. Dar nu le-am văzut noi la comprație dumneavoastră. Ne cunoaștem. Уважаемая комиссия, уважаемая Алина, дама Лилиана, я ознакомилась с вашим авторефератом буквально на днях, да? 2 дня я его читала. Что я хочу сказать? Сразу говорю, что работа удалась. Это очень хорошая работа.
прежде всего, она отличается своей новизной, а для науки это самое главное, что исследователь вводит в научный оборот именно новизну. Вы проделали огромную работу. Это богатейший полевой материал, собранный с вами, и это, конечно, работа в архивах. Это все очень легко. Каждый это знает, кто занимался этим непосредственно. И, конечно, это дорогого стоит. Кроме того, мне очень понравилось, как работа структурирована. Структура, удачная структура работы – это залог успеха. Если вы хорошо продумали план и структурировали ее так, как логически верно, то это уже половина успеха. Читается очень легко, ну, по крайней мере, реферат, который я читала, он читается очень легко. Что в вашей работе нет? В вашей работе нет воды, как говорят. Нет вот того, что мы называем слишком огромным набором слов, фраз каких-то. Здесь нет повторений. И когда вот какая-то тема становится актуальной, какое-то направление, вот в данном случае... Солгатари, патримониалы, культурал, да, многие фразы становятся заезженными, они надоедают, но ваш текст позволяет говорить мне о том, что вы очень избегали этого, вы старались не повторяться, старались избегать этих вещей. Ну и, конечно, впечатляет, всегда меня впечатляет, вот это уважительное отношение к респондентам, вот к тем мастерам, к которым вы обращались, да, брали интервью. И благодаря вот работам такого плана мы знаем этих мастеров уже по именам. Да. И, естественно, мне очень импонирует вот то, что вы были в монастырях и собирали там вот этот богатейшую информацию об этом. Что я еще хочу сказать? Знаете, вот в науке очень сложно достичь гармонии. Всегда человек, исследователь, остается неудовлетворенным тем, что он делает. Если говорить о великих, где есть гармония? Гармония есть в музыке и в архитектуре, потому что архитектура – это застывшая музыка. Да. Ну, может быть, где-то ученые, открывшие цепочку ДНК там, или придумавшие лекарства от недуга сильного, да, он испытывает гармонию. Но тут я точно знаю, что у Алины в душе была эта гармония. Почему? Потому что она прежде всего мастер. Она мастер, и вы, Алина, вот когда облекали вот это свое мастерство в научную форму, когда у вас это уже получалось, я думаю, что вы эту гармонию испытывали в своей душе. И это великое счастье, когда исследователь еще является мастером, который создает красоту, и вот этой красотой делится с нами, конечно. И еще самое главное, вот вы тут в гипотезе, вы очень хорошо сформулировали, гипотезу исследования, да? Значит, междисциплинарное исследование традиции инноваций в текстильном искусстве, это поможет создать условия для запуска эффективного продвижения процесса защиты аутентичных произведений путем сохранения и продвижения традиций. Да? Это самое главное, потому что, к сожалению, ну, наш мир так устроен, что народные традиции очень часто профанируются и подаются совершенно в искаженной форме. И вот вы тоже это еще один ваш вклад в выработку вот тех путей и шагов по сохранению аутентичности. И вот сохранению аутентичности, я думаю, надо учить. Я не говорю широкие массы населения, но, по крайней мере, тех, кто старается этим заниматься. Ну и, конечно, спасибо вам большое за это. Успех! Mulțumim, doamna Diana, pentru aceste cuvinte. Noi, istorici, am făcut câteva mese rotunde cu istorici din Găgăuzia. Avem și o conferință științifică. Acum o să extindem și cu etnologia. O să invităm pe doamna și dumneavoastră. Eu cred că și în Găgăuzia există
mese populare, există muzee, există un fel de tradiție populară, acolo există ceea ce privește textilele și așa mai departe. Noi vrem să fim împreună în Europa cu Găușini. Nu știu ei dacă vor sau dacă toți vor. Bun, dacă mai sunt doritori. Poftiți. Da, poftiți. Știți de cine vă? Spuneți. O mică observație despre importanța încă unei evaluări a acestei lucrări, că s-a ridicat problema, întreb involuntar, problema lipsei restauratorilor care ar putea să ajute la reanimarea obiectelor de valoare mare și, de fapt, nu este o problemă locală. Nu este o problemă zonală, este la nivel național. Faptul că pe lângă Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală există o secție care se ocupă de restaurare de covoare și acolo vin din toate muzeele existente la moment în Republica Moldova, dar acolo lucrează doar două doamne tinere, nu rezolvă problema. Deci este important, probabil că să avem și o specializare pentru un număr mic de doritori, dar totuși, ca să facem acest lucru, poate un masterat. Poate cursuri pentru învățare vocațională, da? Este problema pusă și ea cred că trebuie rezolvată. Și dumneavoastră ați ridicat neintenționat, de fapt, această problemă. Da, mulțumim. Dacă există problemă, trebuie să formulați-o în formă scrisă și un mai la Ministerul Culturii, la președinții din partea Asociației Istoricilor. Eu sunt președinte Asociației Istoricilor. Și atunci ei ar trebui să ne răspundă cumva da sau ba sau cumva. Dar știți cum, dacă nu pui problema, nici nu ca și cum nu există. Punem problema o dată, de două ori, să vedem reacția. Eu sunt de la Asociația Dezvoltarea Turismului în Moldova. Și încă. De o asociație. Da. Facem treabă. Facem, da. Alți doritori, poftiți. Scurtuți. Și la tine. Da. Bună ziua, în primul rând, vă felicit cu teme foarte utile. O să vorbesc că din perspectiva copilului care a țesut la stativi și a fost la țară, numai din Ștefan Pădurii Găușeni, din perspectiva interdisciplinarității, foarte util. Chiar dacă vă vorbi o minută, dar vă poate aduce o valoare adăugată foarte mare. Zilele este am avut ocazia să văd o mare în care dacă v-aș arăta apa, nu v-ați scălda nimeni. Dar la sigur, vara când o să vă duci la mare, o să vă scăldați în acea apă mulți dintre noastre. O mare extrapoluată de microplastic, care este deșeul numărul 1. Deșeul numărul 2 care este? Vestimentația. Vă așteaptă dumneavoastră să sunteți așteptați în ocean. Deja sunteți, din păcate. Nu dumneavoastră, dar ce se produce. Industria textilă este una dintre cele mai perfumate industrii din Republica Moldova. Personal a fost efectuat de experți internaționali un exercițiu pentru specializarea inteligentă a Republicii Moldova. Acei experți, eu am avut ocazia să coordonez o grupă de partea Republicii Moldova, a fost exercițiu de cartografiere privind specializarea inteligentă a Republicii Moldova și a fost identificat domeniul textile ca unul foarte important. Din ce perspectivă? Ce înseamnă specializarea inteligentă? Atunci când vine știința, inovația, cercetarea, autoritățile publice locale plus economia, din exterior s-a văzut că este un potențial foarte înalt. Când s-a căutat publicațiile, IOC, am făcut personal un studiu în Anglia. Astăzi am găsit 540 de publicații care au cuvântul textil în instrumentul bibliotecii național care aveți dumneavoastră. Deja este mai bine. Așa. De resurse. Noi am elaborat personal, am programat și am metadatat arhiva etnologică etnografică.ch.md, nu știu dacă ați utilizat-o, care conține 150 dosare digitalizate, 170 metadatate și 150 imagini. Lucrarea dumneavoastră trebuie să se regăsească suplimentar în această arhivă. Dacă nu, eu o să fiu și o să vă urmăresc permanent la toți conferiți și o să vă critic de ce vă faci asta. Referitor la lipsa de, că ați menționat, că aveți resurse pentru expediții.
Vă spun, există un alt cuvânt frumos din genul karate, taekwondo, aikido, se numește crowdfunding. Ce vă răspund? Eu sunt personal responsabil de, pentru aderarea Uniunii Europeane de infrastructură de cercetare. Și e ședința deschisă. Dumneavoastră aveți o posibilitate să vă găsiți un mecanism de finanțare a cercetărilor cum? Prin crowdfunding. Ce înseamnă asta? Când dumneavoastră trebuie să vă duceți în Căușeni, faci, noi facem mai lucru ăsta cu platformă, cine ar putea să finanțeze și depuneți la propunerea de proiect care va fi în curând înaintată de ANCE de privind specializantă inteligentă a Republicii Moldova, că vreți să mergeți la Căușeni și să implementați acest lucru. Iar noi venim, rezultatele dumneavoastră vor fi deschise accesibile tuturor. La sigur, prin Căușeni o să vă găsească, să vă duc cu taxiul de 3 ore încolo și înapoi și să vă hrănească, să asigură toate cheltuielile. Numai astfel încât rezultatele care culeți de acolo să nu fie doar într-o monografie în 50 exemplare, dar să fie tuturor publicului larg. Și asta ar aduce, noi am avea ce raporta, deoarece la capitolul 26, știință și cercetare, care acum noi vrem să raportăm ceva ce face în Republica Moldova autentic, noi nu avem ce raporta din păcate, să avem foarte puțin. Lucrarea este foarte bună, merită a fi explorată, nu trebuie să vă opriți și să știți, din păcate, așa este Republica Moldova, puțin atrage atenția la domeniile culturale, dar dacă noi nu vom investi în cultură, nu vom avea nimic. Succes și încerc, domnul președinte, dar eu sper să fie utile pentru toți. Da, mulțumesc. Da, mulțumim foarte mult. Dacă mai sunt doritori. Da, poftiți. Dar eu nu am fost pregătită, așa e ceva. Nu, dar n-are să veniți tot aici, veniți la... Ok, eu să... Veniți la microfon, la ce bune. Așa e, extrom. Mă numesc Olga Sugarca, sunt conferențială universitară la Facultatea de Design. Am avut noroc să activez 3 ani în calitate de șef de Catedra de Design Vestimentar din 2016 până în 2019, anume în această perioadă când doamna Elena Tăcărciuc a primit decizia să depună cerere pentru a fi doctorantă la, în școala doctorală în domeniul tehnologiei. Și țin în minte câți îndoieli a avut această brânșară frumoasă la etapa inițială, deoarece că este, după formație, un specialist foarte bun în domeniul modelare și tehnologiei confecțiilor textile. Și eu astăzi, fiind prezentă la susținerea tezei, vreau să spun că sunt mândră că avem așa e colega competentă, formată multilateral, cum a spus conducătoarea domnului ei științiv, că e doamna Liliana Kondratikov, că într-adevăr Alina, doamna Tăcărciuc, a devenit un specialist valoros pentru facultatea noastră, deoarece că este format și în domeniul modelare și tehnologiei confecțiilor, și acum în domeniul istoriei, și în domeniul design vestimentar, deoarece că a lucrat mulți ani în paralel, în colectiv de colegi foarte creativi, talentați, ca Elena Musteață, ca doamna Gărășcovski și alte persoane, care au format-o ca un specialist foarte bun. Felicitări, Elena, cu această lucrare foarte frumoasă și, într-adevăr, eu consider că această lucrare este foarte prețioasă din cauza că nu este pur și simplu o lucrare istorică, dar este multilaterală și vizează tematica abordată din mai multe aspecte. Felicitări, Elena. Mulțumim! Și 4 doamnei conducător științific.
Da, mulțumim. Acum dați în voie să refer cuvântul secretarului Consiliului pentru a da citirea avizelor la rezumat. Mulțumesc frumos. Stimate domnule președinte, stimați colegi, deci asupra rezumatului tezei de doctor Tradiții și Inovații în Arta Textilor din Moldova, elaborată de Alina Tocarciuc, specialitatea etnologie, conducător științific doamna doctor Habilitate Ileana Kondratikova, Școala Doctorală Istorie, Modernitate, Patrimoniu Cultural, Universitatea Pedagogice de Statul Creangă din Chișinău, au venit 6 avize. Le voi da citire în ordinea în care sunt prezentate. Deci, primul aviz este din partea domnului Marius Adrian Nicoară, doctor în istorie, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Consiliului Științific și director al Centrului de Științe Istorice și Arheologie din cadrul Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare. Al doilea aviz a venit din partea domnului Victor Gheorghe, doctor în istorie, membru al Viorel Gheorghe, doctor în istorie, membru al Comisiei de Istoria Orașelor din România, al Academiei Române, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii Academiei Române. Următorul aviz vine din partea domnului decan, domnul Sergiu Tronciu, doctor în arhitectură, decan al Facultății Design al Universității Tehnice a Moldovei, noi aș interveni. Următorul aviz al patrulea vine din partea doamnei Stella Moldovanu, cea care este fondatoarea comunității Maestria. Al cincilea vine din partea nostimatei doamnă Nicoleta Sofronovici, inginer tehnolog și industrie și producție Meline AOSRL. Al șaselea vine din partea doamnei Raisa Lungu, meșter popular, colaborator la Muzeul de Istoria Orașului Chișinău, membru al Uniunii Meșterilor Populare de Republica Moldova. Vreau să precizez că toate aceste avize sunt pozitive, toate susțin cu căldură și cu certitudine acordarea titlului de doctor în istorie la specialitatea etnologie pentru doamna Alina Tocarciu și majoritatea dintre ele, dintre aceste avize, îndeamnă și reiterează această doleanță și deci îndemnul de a fi editată monografia respectivă la acest subiect valoros de cercetare. Mulțumim. Dacă mai sunt doritor de a spune ceva, a adăuga, a critica, nu sunt. Atunci eu declar încheiată faza aceasta de discuție asupra valorii, tezei, valorii științifice a tezei și urmează ori retragerea comisiei, ca să punem notă. Ori să rugăm asistența să redacte și să vorbim cu doamna Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, intervin transferirea titlului științific din 28 iunie 2024. În timpul examinării tezei de doctorat, prin noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea susținerii publice, publicarea în ediții științifice, la participarea la conferințe științifice, Comisia de Susținere Publică aprobată prin ordinul care l-am numit cel mai devreme, a decis, a conferit titlul de doctor în istorie, domeniul științific, științe umanistice, doamnei Tocarciuc Alina, urmarea susținerii tezei de doctorat, cu titlul care o știți foarte bine, la specialitatea 612.01 etnologie, conducător științific Kondratikova, cu calificativul foarte bine. 2. A solicitat Senatul Universității Pedagogice de Statul Muntreanu din Chișinău aprobarea deciziei Comisiei de Susținere Publică din 28 iunie privind conferirea titlului. 3. A transmite demersul Universității Pedagogice Creangă din Chișinău către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru confirmarea titlului
didactico-științific. Toată lumea a votat, 6 membri au votat pro, împotrivă 0. Felicitări! Acum invităm la cuvântul de încheiere, doamna pretendentă, pentru că din momentul ăsta este doctor în știință. Acum, cum o să vezi doctor în știință? Pentru că documentele mai sunt mai pereche. Mulțumesc, domnule președinte, membrii comisiei. Eu astăzi, tot ce prezent în sală, pentru atenție, pentru susținere. Vă mulțumesc, doamna Leana Pădratică, conducător științific, pentru tot parcursul ăsta, pentru susținere, pentru încredere, care de multe ori nu ajungea și venind aici trecând, veneam cu neîncredere, plecam cu un îndemn, certitudine că vă realiza până la sfârșit și astăzi momentul ăsta s-a realizat. Vă mulțumesc mult, doamna Leana. Datorită dumneavoastră am reușit să îmbin domeniul atât de nou, complex pentru mine. Și eu cred că eu trebuie studiat, eu recunosc lucrul ăsta și înțeleg toată complexitatea obiectivului pe care mi l-am pus inițial. Și eu vă mulțumesc pentru această încredere, pentru susținere, pentru dedicația, pentru sfaturi, pentru tot timpul ăsta de 8 ani, ați fost mai mult decât un conducător științei. Vreau să spuneam numai dată. Sunteți mai mult decât un conducător științei. Vă mulțumesc mult! Nu cred. Pentru discipul său, dar am zis că am învățat și eu multe la Alina. Am învățat să fie luptătoare. Și acest roșu este pentru dânsa și pentru familia ei. Și mulțumesc părinților care ne-au dat o asemenea Alina Tocărciuc, ești în mai multe. Și mulțumesc foarte mult! Acum eu declar închisă ședința de susținere publică a tezei de doctorat.